Doar
deoarece genurile literare ne-ar ajuta să înțelegem mai bine, să pătrundem mai bine sensul textului pe care îl citim, să identificăm mai bine ceea ce autorul a voit și vrea să ne spună în continuare prin cuvintele pe care le transmite. De aceea consider mai mult decât binevenit la această sesiune de comunicări, mai ales că ea este organizată de specialiști în materie, de cei care au tradus Sfânta Scriptură, de profesorii noștri. Și cine e altul, cine alții sunt mai capabili de a ne vorbi despre acest subiect, despre această temă. Bibliștii ne învață că fiecare cititor a Sfintei Scripturi este în același timp un interpret. Și cred că o mai bună cunoaștere a genurilor literare ne va ajuta să fim mai buni interpreți în sensul bun al cuvântului. Să învățăm de la cei care au tradus ce înseamnă a interpreta. Sunt convins că traducerea ne-a însă și este o interpretare, o necesară interpretare. Și cred că au avut o sarcină destul de grea cei care au tradus Sfânta Scriptură, ca și cei care predau astăzi exegeza, să aleagă între cuvântul propriu-zis al autorului și sensul pe care acesta l-a intenționat. Mai ales că nu este vorba de un cuvânt oarecare, este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea mă bucur și le mulțumesc celor care au organizat această sesiune de comunicări, în speranța că ea ne va fi folositoare tuturor. Vă mulțumesc și vă spun din nou bine ați venit. Înainte de începe ceea ce revine să fac astăzi, vreau să precizez de ce această întâlnire. Probabil că ați auzit și din alte locuri unde noi am fost întrebați să răspund această întrebare, că considerăm faptul că în momentul când avem, sau ținând cont că avem deja textul Sfintei Scripturi, slavă Domnului, și în aceste forme pe care le vedeți și aici, pe masă și forme digitale, astfel încât să aveți accesul sau să avem accesul mai ușor la Cuvântul lui Dumnezeu, zic, considerăm că având acest lucru deja, se impune o a doua etapă, și anume aceea de a facilita, de a găsi și de a deține, sau dacă vreți, de a stăpâni metodele corecte de interpretare ale Scripturii. Scriptura nu este o carte oarecare, nu este metafizica lui Aristotel sau, nu știu eu, poezia lui Shakespeare, care pe care le citim, dar care, în mod normal, dincolo de o mică schimbare, poate a viziunii de viață, nu ne cuprinde toată ființa, așa cum Scriptura, dați-mi voi să folosesc termenul, are pretenția să o facă. Noi știm că credința se naște din ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și de aceea considerăm oportun să avem, din când în când, eventual anual, câte o astfel de întâlnire în care să venim cu cheile de lectură sau, dacă vreți, elementele fundamentale ale metodă cât privește citirea și înțelegerea Sfintei Scripturi. Să dăm această temă a genurilor literare, pentru că, după cum veți vedea, stăpânirea lor sau recunoașterea lor în Scriptură este de destul de mare importanță când privește interpretarea corectă a Scripturii. Și trec acum la ceea ce am încercat să sintetizez, ceea ce înseamnă istoria apariției conceptului sau expresiei de gen literar, cum de s-a ajuns la ea. Am intitulat într-un fel descoperirea genurilor literare din Biblie sau redescoperirea genurilor literare din Biblie, că cele erau acolo din momentul când aceste texte s-au stabilizat. Înainte de asta, vreau să încerc o mică, să spunem, referire la
text evanghelic și anume, în capitolul 7 din Evanghelia după Sfântul Matei, după ce Iisus le reproșează fariseilor și unor dintre cătura, faptul nu doar că nu interpretase bine Scriptura, ci de-a dreptul înăbușiseră cu tradițiile lor, deci cu modul lor, dacă vreți, o potoni sau un comod de a se raporta la Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus le spune mulțimilor, ascultați și înțelegeți. Nu doar cine are urechi de auzit să asculte un pic pe linia lui Isaia, ci ascultați și înțelegeți. Vine această idee a binomului, ascultare, înțelegere, o regăsim și în celebra parabolă a semănătorului. Și dacă uitați cu atenție, prima categorie care nu produce nimic, din cele patru categorii, știm că trei nu produc nimic sau nu ajung în autoritate, dar prima categorie care nu produce nimic este, conform explicației date de Matei, este cea constituită din cei care ascultă cuvântul, dar nu îl înțeleg. Ce frumos este acel episod în care este relatat întâlnirea dintre funcționarul etiopian, probabil un filo evreu, care citește din Scriptură, dar nu înțelege. Și de acolo Filip, tocmai acest lucru îl atacă atunci când îl întreabă, înțelegi ce citești? Sunt doar două scurte exemple din multele existente în Scriptură care reliefiază faptul că nu este suficient, nu ajunge ascultarea, poate pasivă și unor prea puțin atentă a Cuvântului lui Dumnezeu pentru a genera și a hrăni credință. Căci credința se naște în ascultarea Cuvântului înțeles și trăit. Pentru că cum poți trăi ceva, ceea ce nu înțelegi cât uși de puțin? În acest sens, mai dintotdeauna s-a simțit în biserică, în ciuda tot ceea ce s-a afirmat la adresa ei, necesitatea de a și putea înțelege Biblia. Ori aceasta nu este chiar un lucru scontat, chiar și pentru cei mai binevoitori. E adevărat că principiul potrivit căruia Biblia se explică prin ea însăși a fost mult timp principiul călăuzitor, mai ales în Evul Mediu. Dar deja găsim la Sfântul Ieronim și la Sfântul Augustin, ca să ne vorbim de origine, faptul că aceștia remarcaseră, faptul că fie că existau diferite variante ale Scripturii, care, nefiind încă stabilizate, circulau fără prea mare control printre creștini, și acesta este și unul dintre motivele pentru care Vulgata, traducerea lui Ieronim, a intrat ca text oficial în Biserica Occidentală, fie că în interiorul Bibliei însăși sunt destul de multe situații unde nu este deloc ușor să se decripteze corect și a zice chiar ortodox mesajul de revelație. Ieronim este cel care, pe seama celor observate, probabil în timp ce traducea Scriptura, deja în secolul IV, de exemplu, pusese problema autorului Pentateucului. Sigur, semnalarea pe care el a făcut-o nu prea prins având, așa că a rămas undeva în umbră. Odată însă cu umanismul și cu apariția tiparului, deci implicit a cărților, și știm că Biblia a fost prima cea marcată care a fost tipărită, dar mai ales odată cu răspândirea traducerilor în limbile, să zicem așa, moderne, nu se trece cu vederea traducerea făcută de Luther și se împlinesc zilele acestea 500 de ani de la Reformă sau, cum ar zice Carmel Müller, Revoluția provocată de cele 95 de teze ale sale, pe care el zice le-ar fi retras dacă i s-ar fi demonstrat cu Scriptura că greșeau. Zic, odată cu apariția acestor limbi moderne, traducerilor limbile moderne, aceste incongruențe interne din punct de vedere al mentalității omului modern au ieșit la iteală. Ce-i drept? Dacă se citește cu atenție, adică inteligent, Pentateucul, se va observa cu un cadru narrativ care merge de la începutul istoriei lumii până la moartea lui Moise, care constituie pragul intrării în Țara Promisă, sunt prezentate materiale foarte diferite în natura lor. Mai rare sunt secțiunile poetice, în general, secțiuni narrative, legislative sau, dacă vreți, liturgice. Acum, materialul narrativ nu se prezintă ca istoric în sensul modern al termenului.
Descrierea istoriei mântuirii se deschide cu un prolog asupra istoriei începuturilor, cu caracteristici speciale, care prezintă nu puține contacte cu relatările cosmogonice, antice sau cu miturile ambientelor mesopotamiene, mult mai dezvoltate și mai răspândite. Sigur, relatările biblice au caracteristici originale față de cele tocmai menționate. Tot narațiuni sunt și cele care relatează evenimentele patriarhilor, dar natura lor este cu totul diferită. E vorba de o succesiune genealogică ce trece prin Abraham, Isaac, Iacob, Iosif și frații lui, aceasta din urmă relatare fiind prezentând multe și evidente caracteristici tipice literaturii sapiențiale, pentru că această narațiune să se revarse, să se reverse apoi în Egipt, unde descendența abrahamică a trebuit să ajungă. Bine, coborârea în Egipt se dovedește a fi cadrul și motivația de fond, se pare, la nivel literar, ceea ce va constitui evenimentul fondator al poporului ales, și anume ieșirea, exodul din țara sclaviei, spre a dobândi libertatea în țara promisă patriarhilor. Nu puține sunt scenele în cartea Exodului, care, puse sub lupa criticului literar, istoric și chiar teologic, solicită inteligență. Cum de altfel se întâmplă și când privește cartea numerilor, nu putem să nu remarcăm numerele evident hiperbolizate, referitoare la, de exemplu, mărimea templului sau la numărul jertfelor care se aduceau fie zi de zi, fie mai ales la sărbătorile mari pomenite de cartea Leviticului. Nu poate să nu sară în ochi și să genereze întrebări reluările din cartea Deuteronomului. Una și cele mai simple și totodată calde chestiuni pe care o ridică această carte a Deuteronomului este cea deja sesizată de Ierodim, referitoare la autorul Pentateocului. Noi cum să nu te întrebi cum, sau mai bine zis, în ce mod poate să fie Moise, autorul acestui bloc de cărți, de vreme ce spre finalul acestei cărți se vorbește nu doar despre moartea lui, dar și despre îngroparea lui. Cum putea Moise să vorbească despre propria îngropare? Aceste detalii, din finalul Pentateucului, sigur, împreună cu multe altele de natură mult mai complexă, au ridicat de mult timp semne de întrebare asupra tipului de înțelegere inteligentă acestor texte. Așa se face că un oarecare Jean Astruc, medicul lui Ludovic al XIV-lea, dar și Viter și Eichhorn în secolele 17 și 18 au publicat diferite lucrări care au scos în evidență tensiunile interne logice din Pentateuch. În realitate, aceste tensiuni nu trebuiseră cu vederea nici în tradiție iudaică, nici în cea creștină din începutul. Tentative care încercau să au fost tentative care încercau să explice incongruențele, diferențele sau tensiunile întâlnite, folosindu-se fie tehnica mitrașică sau acea alegoriei, sărind într-un fel peste text și invitând să se dea importanță mai degrabă mesajului spiritual. Oricum, autorii mai sus menționați, chiar dacă nu au surprins faptul că Pentateucul ar putea pune probleme referitoare la apariția, dezvoltarea și finalizarea sa, lucrul acesta va fi surprins sau atacat de un alt autor numit Simon, în faimoasa istorie critică a Vechiului Testament din 1678, unde acesta afirmă explicit că analiza atentă a textului Pentateucului lasă să se întreba de un proces de compoziție graduală a operei, plecând, zicea el, de la diferite notițe ale lui Moise și ajungând la forma redacțională pe care o avem noi. Evident, teza lui Simon a fost puternic atacată și în 4 ani de zile a fost pusă la index. Totuși, ideile sale vor constitui ceea ce mai apoi s-a conturat a fi ipoteza celor trei mari variante sau teze de lucru redacționale, ipoteza documentară, cea a fragmentelor și a complementelor. Nu mă opresc acum asupra lor, nu că se lungește discuția. Oricum, pornind de la ideile lui Astruc și Eichhorn, un alt autor ca David Ilgen a ajuns să recunoască în textul Pentateucului mai puțin de 17 documente diferite pe care le-a atribuit la trei scrii diferiți, doi din așa numită școală elohistă și unul dintre iahniști.
Fără a intra în alte detalii referitoare la aceste trei ipoteze menționate un pic mai sus, trebuie să spun că problema diferenței dintre faptele crude, să le zic așa, și istoria biblică va căpăta mereu mai multă amploare, culminând cu virulența lui Raimarus. Nici aici nu intru, cine vrea, există această carte pe care a scos-o părintele Cristian Sadoc vis-a-vis de viața lui Iisus de la Raimarus până la Benedict al XVI-lea. Și când e vorba de Raimarus, face câteva precizări apropo de această virulență. Oricum, istoriile lui Raimarus vor păli oarecum în fața demonstrației lui De Wette, care în manual de introducere critico-istorică la Biblie va demonstra că există o legătură clară între afirmațiile din 2 Regi 22-23, unde se vorbește despre descoperirea cărții legii și reforma lui Iosian. Cartea regăsită atunci trebuie să fi fost, spune De Wette, cartea Deuteronomului. Cu alte cuvinte, din istoria biblică, spune De Wette, s-ar putea deduce și informații istorice. Dar cum se poate realiza acest lucru în cazul fragmentelor din Geneza 1:11? Le sunt foarte multe, să spunem, fragmente de ordin cu ușurință de înțeles mitologic sau mitic. Ei bine, această întrebare a generat o reflecție mai profundă asupra relației dintre critica literară și critica istorică. În timp ce critica literară căuta să stabilească limitele textuale și să accepte tipurile și caracteristicile izvoarelor, numai din trei lucruri, limbajul, compoziția și originea textelor, critica istorică voia să determine valoarea scrierilor biblice ca documente istorice, atât cât privește faptele relatate, cât și învățăturile și conținutul lor. Deși un alt autor, până Eva, va accentua distanța dintre istoria sfântă sau istoria sacră și istoria reală, numai ipoteza documentară a lui Hupfer va atenua un pic această ruptură. De fapt, va crea bazele pentru ceea ce Graf și mai apoi Wellhausen vor consolida pentru ceva timp și în câtva timp ipotezele acestea, mai ales acestea din urmă, vor constitui clasica teza tradițiilor istorice ale Israelului, care au dus la formarea textelor, mai ales din Pentateuch, grupate după Wellhausen, în jurul corpului legislativ, nu din Pentateuch, ci din Hexateuch, conținând sau considerând în grupul cărților, să spunem, fondatoare ale lui Israel și cartea lui Iosui. Dar și această teză a Hexateuchului a ajuns la un moment dat în impas, din trei motive. În primul rând, cum se putea avea informații exacte despre datarea izvoarelor acelor tradiții istorice? În al doilea rând, care era consistența lor reală? Și în al treilea rând, care era originea și caracteristicile diferitelor izvoare? Și pentru ceva timp, nu se găsea răspunsul la aceste trei, să spunem, întrebări pe care autorii le puneau tezelor lui Wellhausen. Oricum, soluția la această problemă o va aduce așa numită școală religion-geschichte, școală la care făcea referință și un oarecare Hermann Bunker. Acesta va ajunge să afirme și să susțină că e necesar să se neagă dincolo de determinarea izvoarelor literare ale textelor biblice și să-și ajungă la tradițiile, ideile și rădăcinile sociologice și culturale ale respectivelor fragmente. Așadar, Gunkel propunea studiul contextului, ultrafaimosul Sitzin Leben, contextul de viață, de unde provin sau de unde ar putea să provină respectivele texte. Bine, acest tip de studiere a textelor Pentateuchului era posibil, ținând cont că deja fiecare formă literară nu putea să fie un individual sau, dacă vreți, o chestiune individuală, singulară, ci constituie sau face parte din forme tipice. Și spuneam că dacă se determină bine diferitele forme literare prin intermediul elementelor lingvistice, de conținut, etc., se poate ajunge la o determinată formă tipică sau, cum zicem noi, la un gen literar. Aplicând intuițiile sale la Geneze și la Psalm, Gunkel creează școala numită istorie, școala care se ocupa de istoria formelor.
Și suntem în 1910, deci 100 de ani în urmă, când Gunker, în introducerea la Geneză, expune programul său și citeze. Geneza este o colecție de mituri, indicând cu acest termen faptul că autorii Pentateucului sunt în realitate nu niște creatori ai respectivelor texte, ci niște culegători de relatări care proveneau din povesti sau tradiții orale. Spune Gunker că pentru cea mai mare parte a miturilor din Geneză trebuie să avem în minte și să ne gândim la seriile când familiile din antichitate se adunau în jurul focului. Adulți și mai ales copii îi ascultau pe bătrânii care, cu patos, povesteau, transmise mai departe, diferitele relatări care priveau zorile lumii sau creația de la început, constituind acestea un bagaj pe care și respectivii bătrâni îl primiseseră de la înaintașilor și pe care îl transmiteau mai departe. Cititorul modern face bine să țină cont de aceste detalii. Practic, în introducerea la psalm, Gunker va teoretiza ceea ce numim astăzi teoria genurilor literare. Munca lui Gunker a fost continuată de Crespo și apoi de Not, toate aceste studii fiind clarificate și limpezite și de diferitele descoperiri arheologice. Trebuie să amintim aici și de Albright, de exemplu, dar și de cei care, mai ales după descoperirile de la Qumran, au adus raportul lor. Vorbim de descoperiri arheologice, propriu-zise, de descoperiri epigrafice sau de texte scrise din culturile învecinate, să spunem, spațiului în care s-a ascult Biblia. E bine, fața acestor dezvoltări a științelor biblice, Biserica a luat diferite poziții. De la indexarea operei lui Simon, sau de la pozițiile destul de, să le numim, apologetice ale Concilului Vatican I, până la începutul de deschidere, sau cel puțin de autoanaliză față de tradiționala poziție, atitudine pe care o sugerează enciclica Providentissimus Deo sau Leon al XIII-lea, sau deja, la deja clara repoziționare față de studiul filologic al Bibliei, prin intermediul limbii ebraice, aramaice și grecești, care enciclica prelejuită de cei 1600 de ani de la moartea lui Ieronim, enciclica numită Spiritus Paraclitus, al lui Benedict al XV-lea, o afirmă. Pentru a culmina cu poziția clară în favoarea chiar a necesității de a se ține cont de genul de literare de Scriptură, poziție pe care o afirmă explicit enciclica Divina Fonte Spiritu al lui Pius al XII-lea. Se înțelege acum destul de ușor cum s-a ajuns la afirmațiile oarecum surprinzătoare ale documentului Conciliului Vatican II despre revelații de Iper, la numărul 12, și citez. Deoarece Dumnezeu a vorbit în Sfânta Scriptură prin oameni, și precizează documentul în felul oamenilor, interpretul Sfintei Scripturi, pentru a pătrunde ceea ce Dumnezeu a voie să ne împărtășească, trebuie să cerceteze atent ceea ce au intenționat, de fapt, hagiografii să ne comunice și, totodată, ceea ce a plăcut lui Dumnezeu să ne dezvăluie prin cuvintele acestora. Continuă documentul, pentru a descoperi intenția hagiografilor, trebuie, între altele, să se țină seama de genurile literare, căci adevărul este prezentat în mod diferit în textele care sunt în diferitele sensuri istorice sau profetice sau poetice sau accente expresii. Încheie citatul din Dei Verbe. Celelalte intervenții magisteriale, de exemplu, ale Comisiei Pontificale Biblice, celebra document interpretarea Bibliei în Biserică sau inspirația Sfintei Scripturi, sau documentele pontificale, Verbum Domini sau Evanghelii Gaudium, urmează drumul deschis de documentul conciliar, insistând și dezvoltă necesitatea acestei citiri inteligente a Scripturii. Așadar, cunoașterea sau recunoașterea genurilor literare se dovedește a fi de fundamentală importanță, chiar dacă nu acoperă toate necesitățile interpretării Sfintei Scripturii. Oricum, e de fundamentală importanță atunci când se dorește interpretarea și înțelegerea corectă a textelor din Biblie. Motivația este sugerată deja la începutul acestei comunicări. E necesară o citire inteligentă, nemistificatoare, neangelizatoare, iertați-o în termeni inventați, a Scripturii, pentru a putea surprinde acolo ceea ce Dumnezeu a voit cu adevărat să ne transmită
Și pentru ei trebuie să trădă, asemenea fariseilor și cărturarilor, cuvântul lui Dumnezeu. Și, în consecință, să evităm să trăim acele tradiții de ale noastre, îndepărtate, nu de puține ori, de mesajul autentic al Revelației. Necitind inteligent Biblia, riscăm să pățim și noi ceea ce au pățit saduceii. Textul precedent, textului care era pe rostul liturgiei de astăzi, dacă nu se celebra în sărbătoarea Sfinților Simon și Iuda, cărora Iisus le reproșează direct, spunându-le, vă înșelați, pentru că nu cunoașteți Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu și că vă înșelați amarnic. Și istoria creștinismului demonstrează că de atâtea ori s-a ajuns la tradiții, obișnuințe, cutume, care au avut prea puțin de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, din acest sens, din acest punct de vedere, a interpreta, cunoaște și a citi inteligent Scriptura, pe noi preoții ne ajută să evităm acele clasice predici moralizatoare sau alegorice, pentru că, repet, decriptarea mesajului se face mult mai inteligent în momentul când știi despre ce este vorba. Dar despre ce sunt mai exact și mai în detaliu genurile literare și de ce este importantă buna lor cunoaștere sau recunoaștere, vă vor fi apărutele sifantile și apoi și ceilalți vorbitori. Dacă sunt întrebări, le puteți adresa, dacă nu, le puteți adresa la finalul acestui lucruc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Părintelui, pentru introducere. Conferința mea se intitulează Ce sunt genurile literare? Și de ce este important să le cunoaștem sau să le recunoaștem? Prezentarea mea pornește de la o observație sau de la o constatare și apoi vor fi două părți, ce sunt genurile literare și partea a doua, de ce este important să le recunoaștem. Mai întâi o constatare. Când mergem într-o bibliotecă modernă, și căutăm ceva pentru citit. Constatăm că acolo cărțile sunt așezate într-o anumită ordine. Avem romane, avem nuvele, avem povești sau basme, avem istorie, avem poezie, avem un alt cu opere de teatru, cu astronomie, cu geografie și așa mai departe. Ei bine, Biblia seamănă, într-o anumită privință, cu astfel de bibliotecă modernă. Deoarece este compusă din diferite cărți, care aparțin unor genuri sau tipologii diferite, care sunt în mare parte separate în Biblie, sau mai bine spus, adunate în blocuri împreună. Avea o idee despre genul literar, prezent într-o scriere biblică. E deosebit de important atunci când deschidem Biblia pentru ca să citim. Vedeți, noi avem tendința adesea de a nivela sensul Scripturii. Practic, considerăm că e Biblia, spune Biblia. Și nivelăm întreaga Scriptură. În realitate, nu e important doar ce spune Biblia, ci important este cum spunem un anumit lucru și cum trebuie să înțelegem ceea ce spune Biblia. Mai gândiți-vă la un lucru, chiar numele dat acestei cărți este Biblia, adică un plural. Din ideea că această scriere centrală în creștinism este compus în realitate din opere diferite, din cărți. Nu este o carte, ci o colecție de cărți. Iar aceste cărți aparțin la genuri literare diferite. Prima parte. Ce sunt genurile literare? O să citesc definiția lui Liviu Matei în noțiuni de teorie a literaturii, pentru că această definiție se aplică și Bibliei foarte bine. Prin gen literar înțelegem o categorie care cuprinde opere literare asemănătoare prin structura și trăsăturile lor, prin scopul urmărit și prin cititorul căruia îi se adresează.
Ai spune această definiție că operele literare sunt scrise în versuri, altele în proză. Acest lucru e valabil și pentru Biblie. Iar cele trei genuri clasice menționate și de Părintele Rector la început, pe care le-am învățat toți la școală, sunt genul liric, epic și dramatic. Această distinție nu ne ajută neapărat foarte bine lectura Bibliei, deoarece studiul genului literar în Biblie ne conduce spre o altă clasificare a genurilor literare. Găsim în Biblie cinci genuri literare majore și pentru a înțelege mai bine ce este genul literar, trebuie să diferențiem genul literar de câteva noțiuni care se întâlnesc adesea. Gen literar, avem formă literară, avem formulă, adesea întâlnim și frecvent întâlnim și expresia figură de stil. Acestea sunt toate noțiuni diferite, nu se amestecă între ele. Noi ne concentrăm în principal asupra genului literar. În vreme ce genurile literare în Biblie sunt foarte multe, de exemplu, studiul lui Harry Van, enumeră 70 de genuri literare prezente în Biblie. 70. Dar există 5, pot fi numite 5 macro-genuri literare în Biblie. Și acestea sunt următoarele. Genul istoric, genul legislativ, genul profetic, genul apocaliptic, genul sapiențial. O scurtă descriere a fiecăruia. Când vorbim de texte biblice aparținând genului istoric, vorbim despre texte care ne furnizează unele date istorice, iar acestea slujesc drept context pentru discursul autorului. Când privește istoricitatea efectivă a acestor texte, totdeauna există grade diferite de judecare a istoricității. Al doilea macrogen este genul legislativ. E vorba de texte care includ norme, care privesc ambientul social sau religios. Gândiți-vă la Cartea Leviticului. O carte care aparține completamente genului legislativ. Acolo găsim doar legi de la început până la capăt. E ca și cum mai lua astăzi codul, nu știu ce, legislație, nu știu care. Sau codul, nu știu, penal. Și citești acolo legi, 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 legi. Al treilea macrogen literar prezent în Biblie, genul profetic. Acesta e caracterizat de obicei de prezența oracolelor, un fel de îndemn, adesea un ton moralizator, dar nu numai, pronunțate de acești oameni, cu totul și cu totul deosebiți, profeții, în diferite epoci din istoria Israelului. Al patrulea macrogen literar, genul apocaliptic. E genul care conține texte simbolice și au drept finalitate să dea forță, curaj, putere poporului care trece printr-o perioadă dificilă. Parcurge o perioadă istorică potrivnică, iar acest gen, deosebit de bogat, de încărcat în imagini, simboluri, culori, are un rol de a arăta poporului drumul spre care merge și îi arată un sfârșit victorios pe care îl va garanta însuși Dumnezeu. Al cincilea gen sapiențial, al cincilea gen macro, gen literar, este genul sapiențial. E vorba de texte care reflectează asupra înțelepciunii și asupra marilor problematici ale omului din toate timpurile și chiar din toate religiile. Dacă acestea sunt cele cinci macro-genuri literare, vă spuneam, în realitate există mult mai multe genuri. Vorbeam de 70 dintr-un studiu dedicat, dintr-un studiu care ia în considerație genuri literare biblice. 70 de genuri literare biblice. Ce ne facem noi cu 70 de genuri? Deschizi Biblia, te întrebi textul ăsta, la care de cele 70 aparține? Este nu să vezi, aparține la, nu știu, la genul acesta. Hai să citesc caracteristicile cu două studii și apoi încep să citesc textul. E grea meseria asta.
O scurtă referință la reiau pe scurt tema subiectul pe care l-a deschis Părintele Ilie, și anume faptul că noi, în Biserica Catolică, nu ne-am simțit totdeauna confortabil în fața acestui discurs. Și nici acum, mulți catolici nu se simt bine în fața, nu numai catolici, dar nu se simt bine în fața acestui cel literar în Biblie, cu anumea ce Biblia folosește excentricități de asta, genul literar. Mai ales pentru că teoriile sau genurile literare ale Bibliei au fost studiate și aprofundate, mai ales în ambientul protestant, catolicii au zis, sigur nu e bine. Au zis așa atunci. Și și din cauza faptului că protestanții raportaseră o linie liberală de studiu în care ajunseseră să nege, cel puțin în ambiente academice, ajunseseră să nege chiar bazele, fundamentele scripturistice. De aceea reticența din partea catolicilor. Dar prin opera unor oameni dedicați, cum se numesc aici pe Lagrange și pe Hummel, la care au avut atenție deosebită față de aceste genuri literare de catolici și au reușit să creeze în biserică o gândire pozitivă față de genurile literare. Vă spun un fel de anecdotă, probabil ceva adevăr. În anul 1890 se funda în Țara Sfântă, la Ierusalim, Ecole Biblique, școală de studii biblice, condusă de către părinții dominicani, mare deschidere, sau destul de mare deschidere față de această abordare modernă a Bibliei. Ce s-au gândit la Roma? Papa Pius al X-lea s-a gândit să creeze o școală care să contrabalanceze această tendință. Și așa a apărut Institutul Biblic în anul 1909. Până am trecut mai mulți la școală. Ideea era de a contrabalansa un pic tendința școlii de la Ierusalim. Și se spune că Papa Pius al X-lea a regretat cât de curând înființarea Institutului Biblic pentru că au luat-o pe aceeași linie și cei de la Biblic. Deschidere față de aceste lucruri. Părintele Edi a menționat enciclica Divina Fratre Spiritul a Papei Pius al XII-lea. Revin și eu la textul din Dei Verbum, unde reiau pe scurt, Părintele a citit mai pe dar. Spune așa, adevărul în textele sacre este prezentat și exprimat în mod diferit. În mod diferit. În textele care sunt, în textele, așa și sunt, vorbește de sensul istoric, vorbește de sensul profetic, de sensul poetic sau alte genuri de expresie. Este deci necesar ca cercetătorul, și aici intră nu doar cei care au studii biblice sau cei care termină teologia, orice creștin ar trebui să fie un cercetător al Scripturii, chiar fără studii biblice. Cercetătorul se caute sensul pe care hagiograful a intenționat să-l exprime și l-a exprimat în împrejurări determinate, după condițiile timpului său și ale culturii sale, prin intermediul genurilor literare folosite la vremea respectivă. De ce este important să recunoaștem genurile literare din Biblie? O să spun asta printr-un exemplu negativ. Pentru că dacă nu recunoști genul literar, s-ar putea să nu înțelegi despre ce este vorba. Nu știu dacă ține de ambientul academic să spui bancuri, dar mi se pare un banc cu aplicație în acest sens. Într-o zi, comandantul își strânge polițiștii în ședință și le spune: mâine să veniți îmbrăcați frumos pentru că mergem la nunta lui Figaro. A doua zi, toți au înțeles, au venit îmbrăcați în costume frumoase, îngrijite, nevestele cu rochii, copiii îngrijiți, cu flori, cu cadouri, cu seturi pentru bucătărie, cu toate. Și zice asta, și pune mâinile în cap. Bă, dar atâta de nepriceput sunteți. Cum să vă spun eu, deci asta nu e o nuntă ca toate
dimensiune. E așa, e un fel de, de operă, un fel de teatru, muzică, m-ați înțeles. E ce atâta mă duce în cap. Dacă unul dintre polițiștii spune șeful, nu vă supărați. Dumneavoastră când ați fost invitat la lacul Lebedelor și ați venit cu lanseta, nu v-am zis ceva. Dacă nu cunoaștem genul literar al Bibliei, s-ar putea să fim exact din postanța acestui grup de polițiști, să ne ierte că zicem atâtea lucruri despre ei. Da, în fine, se spune că bancul nu prea există despre polițiști. Există două sau trei, restul se treabă toată. S-ar putea să pățim la fel dacă nu recunoaștem genul literar. Pentru că s-ar putea să înțelegem greșit un text al Scripturii. De fapt, haideți să ne înțelegem. Unul este adevărul unui text istoric. Altul este adevărul unei poezii. Asta e poezie, versuri. Nu? Poeziile spun niște adevăruri extraordinare pe care nu le poate exprima limbajul concret, discursiv, da? E vorba de un alt tip de limbaj, deci de un alt mod de comunicare adevărului. Altul este adevărul unei parabole. Este inutil să mergi, să cauți nu știu ce, să cauți manul bunului samaritan. E o parabolă. E o parabolă. O să fac referință la câteva texte, pentru că mi se pare că niște exemple concrete, să nu mă lungesc, câteva exemple concrete ne ajută mai bine să înțelegem de ce e important să recunoaștem genul literar al unui text. Mă refer, de exemplu, la capitolele 1 până la 11 din Cartea Genezii, la menționat și părintele ei. Acolo găsim istoria aceasta, crearea lumii, Adam și Eva, Cain, Abel, potopul și ajungem până în coace Babel și așa mai departe. Există unii creștini care citesc aceste texte literalmente. Și unii au făcut și calculele exacte pentru ca să stabilească câți ani au trecut de la acel Ehi-Or, primul cuvânt, să fie lumină, și până la epoca lui Abraham, la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos. Studiul genurilor literare ne arată că aici suntem în fața unor texte care comunică un alt tip de adevăr. Nu putem evoca aceste texte pentru a construi o solidă, eu știu, istorie a omenirii, cum s-au desfășurat evenimentele, cum a apărut lumea și Universul. Dacă nu mergem la mesajul religios al textului, rămânem totdeauna la crustă, la o suprafață, fără să înțelegem exact despre ce este vorba. Gândiți-vă, de exemplu, la Geneza 1. Sunt creștini, ne-am întâlnit, am auzit în ambient din acestea fundamentaliste, care susțin că nu au existat niciodată dinozauri. Vine știința și spune, bine, dar avem fosile astăzi. S-au descoperit atâtea fosile în adâncul Pământului, care aparțin dinozaurilor. Ce facem cu ele? Oare le-a ascuns Dumnezeu acolo ca să ne pună credința la încercare? Deci nu există dinozauri pentru că nu sunt menționați în Biblie. E un tip de lectură fundamentalistă. Să ne gândim la Geneza, capitolele 2 și 3. Acolo unde un șarpe, totuși cu totul deosebit, vorbește cu o femeie în limbaj omenesc. În limba ebraică, așa avem. Dialogul ne-a fost redat în limba ebraică. Cu un pom din care, dacă mănânci, o pățești foarte rău. Da. E util să ne întrebăm la ce specie aparține șarpele ăsta. Probabil era un șarpe cu ochelari. În moment ce era așa inteligent, putea să vorbească un picitim. Și de asta putea ochelari. Ce fel de șarpe putea să fie?
În momentul în care luăm un astfel de text ca un reportaj în direct și nu vedem ce se ascunde în spatele acelor imagini de acolo, rămânem în afara realității textului din Geneza 2-3. Dacă realizăm că orientarii atunci când vor să transmită un adevăr, fac mai ușor acest lucru, dar creează o istorie, inventează o istorie, o minciună, inventează o istorie, iar aceste imagini devin vehiculul prin care se transmite adevărul pe care dorește să ți-l comunice. Geneza 2-3 ne vorbește despre originea lucrurilor, originea morții, despre moarte și nemurire și despre atâtea alte lucruri. Un alt exemplu, episodul Iosue, care învinge pe Amorei. Aveți în minte prezent textul acesta. Oprește-te soare asupra Gabaonului și cu lună asupra văii Aialonului. Și ce-a făcut soarele? Ne spune textul. Soarele s-a oprit. Și luna a stat până când poporul a fost răzbunat față de dușmanii săi. Câtă energie s-a risipit atunci când acest text a fost forțat pentru a demonstra o teorie astronomică despre soarele care se rotește în jurul Pământului și nu Pământul care se rotește în jurul soarelui. Dacă ar fi recunoscut genul literar, autorii celebre dispute, n-ar mai fi risipit atâta energie. Un alt exemplu, cartea lui Daniel. Acolo, cartea ne dă un fel de iluzie. Avem impresia că suntem în epoca lui Nabucodonosor, evrei în Babilon. E doar iluzia pe care cartea ne dă. În realitate, cartea este scrisă în perioada crizei creată de Antiohul IV-lea Epifanul și cu revolta Macabeilor. E o scriere subversivă în care autorii scriu despre Nabucodonosor pentru ca să-l critique pe Antiohul IV-lea Epifanul. Și îl prezintă pe Nabucodonosor într-o manieră ridicolă pentru a ridiculiza în realitate pe tiranul care vrea să le distrugă identitatea națională și religia. Uitați-vă cum apare acolo Nabucodonosor. Scurteți foarte mult textul de Daniel, capitolul 4. În acel moment s-a venit cuvântul cu privire la Nabucodonosor. Vedeți ce a pățit Nabucodonosor. A fost aruncat dintre oameni. Și a mâncat iarbă ca boi un Nabucodonosor mestecând iarbă ca boi. Textul Bibliei, nu l-am scris eu. Trupul lui a fost udat de roa cerului, până când părul a crescut cât penele vulturilor. Imaginați-vă un Nabucodonosor cu părul cât penele vulturilor și unghiile cât ghearele păsărilor. Gândiți-vă la bancurile cu Stalin sau cu Lenin sau cu Ceaușescu, când dictatorul era ridiculizat în încercarea de a exorciza dictatura și toate efectele sale dezastroase. Dacă nu înțelegem, dacă luăm textele acestea ca o cronică despre regele Babilonului, despre regele Babilonului Nabucodonosor și ce i s-a întâmplat, nu pricepem nimic din cartea lui Daniel. O măcar dacă cunoaște măcar aceste conținuturi. Mă grăbesc spre așa și fac o referință la Iisus și la limbajul din Biblie. Spune Iisus la un moment dat, dacă mâna ta te duce la păcat, taie-l. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât având amândouă mâinile să ne încendioiem în focul care nu se stinge. Citim asta în Marcu. Vedeți ce citim în Matei. Și dacă mâna dreaptă te duce la păcat, taie-o și aruncă-o de la tine. Pentru că este mai bine pentru tine să piară. Ne întrebăm dacă îți tai mâna dreaptă, pentru că te duce la păcat, furi sau nu merg banii de la șpagă, sau ce știu eu, faci alte lucruri rele. Cu mâna dreaptă nu o să mai faci, cu mâna stângă nu o să faci lucruri rele. Aici Iisus folosește un limbaj figurativ. Nu putem înțelege limbajul lui Iisus ca fiind un limbaj la propriu. Inutil să vă spun că sunt mulți creștini care atunci când se duc în Țara Sfântă spun
Am vizitat harul Domnului Samaritan, acolo unde Samaritanul l-a dus pe omul acela de căjit. Și ignorăm faptul că textul acesta din Luca e cel mai probabil o parabolă, iar parabola este esențialmente o ficțiune. O ficțiune, o istorie creată în cadrul acesta vorbind de Iisus, de care ne-a transmis niște adevăruri extraordinare despre Dumnezeu, despre El, despre noi și despre lume și despre viață. Patru concluzii scurte și închei. Prima concluzie. Când vorbim de gen literar nu afectează doar cărțile istorice. Orice carte a Bibliei aparține unui gen literar și este important să înțelegem un pic în față cărui tip de text ne aflăm. A doua concluzie. A recunoaște genurile literare ne permite să evităm un risc. Riscul de a nivela Biblia, de a considera toate textele ca fiind, ca spunând, având același limbaj și aceeași modalitate de comunicare. Nu trebuie să nivelăm Scriptura niciodată. Trebuie să spunem unde se spune asta și de ce se spune acest lucru. A treia concluzie. Cunoașterea și recunoașterea genurilor literare ne ajută să evităm lectura fundamentalistă a Bibliei. Pentru ca să citești Biblia e nevoie și de evanghelie, dar este nevoie și de știință. Știință în sensul accesibil pentru toată lumea. Și a patra concluzie. Citirea Sfintei Scripturi din perspectiva genului literar nu pune în pericol Biblia și conținuturile Bibliei, așa cum credeau naționaliștii din secolul XIX sau în mare parte din secolul XX, că studiind Biblia astfel o vor lipsi complet de pretențiile și de fundamentele ei. Nu. Ci a recunoaște genul literar al Bibliei, genurile literare ale textelor biblice, înseamnă să citim textul cu o mai mare acuratețe, cu o mai mare atenție și să avem acces la adevăratul gând al hagiografului și la cuvântul autentic al lui Dumnezeu pronunțat de maniera respectivă prin hagiograful respectiv. De fapt, când nu recunoaștem genul prin care hagiografii ne-au spus aceste lucruri, îi ofensăm prin ignoranța noastră. Vincibilă. Vă mulțumesc! Întrebarea mea este dacă
școala de la Biblie de la Ierusalim este mai degrabă o inițiativă din casa dominicală, respectiv din partea Bisericii Catolice, sau a fost undeva provocată de școala biblică protestantă? Da, întrebare un pic depășește competența mea de nu știu foarte bine ce a fost la începutul acestei școli. Știu doar că de la început au arătat o deschidere față de aceasta. Au intuit, să spunem, au fost cei care au intuit mai devreme decât alții din Biserica Catolică faptul că studiul Bibliei are nevoie de această abordare modernă. Fapt este că această deschidere a școlii la Ecole Biblique de la Ierusalim a îngrijorat diferite, să spunem, sectoare din biserică. De aceea și inițiativa de a crea prin iezuiți care erau tradițional apărătorii Sfântului Părinte și așa, de a crea o școală care să contrabalanceze această tendință. Foarte curând iezuiți au luat-o pe aceeași cale. Pentru că toți au înțeles până la urmă pertinența acestei abordări și am înțeles că vechiul mod de a citi Biblia în biserica noastră și nu mai în biserica noastră definitiv, nu bloca o înțelegere despre Biblie. Se ajungeau undeori la ridiculizarea textului sacru, susținând cu tot din adinsul istoricitatea unui text care nu a fost gândit ca un text istoric, a avut o altă intenționalitate. Se ajungea inevitabil la ridiculizarea textului sacru. Se ajungeau niște dificultăți de interpretare care nu puteau fi depășite. Ecole Biblique a înțeles de la început acest lucru, a adoptat această metodă și asta cu Biserica Catolică discută cu toată sedimentatea despre acest subiect. Dar aici a fost undeva, nu? Protestanți, catolici și curajul de a ne deschide și de a depăși o veche, să spunem așa, o veche idee fixă. De aceea, că suntem sau nu suntem de acord,
chiar mi-ar displăcea să prind o zi care toți biblicii să se pronunțe în același fel vis-a-vis de un gen literar, pentru că s-ar bloca dezvoltarea științei biblice. Da, o scurtă completare a ceea ce a spus părintele Ivi, ceea ce a spus părintele Decan. Este adevărat, exegeții nu sunt totdeauna de acord asupra unui determină, nu totdeauna frecvent, cel mai frecvent sunt de acord, dar asupra unui dintr-un motiv foarte obiectiv, și anume, genul literar în Biblie și nu numai în Biblie, și în afara Bibliei, sau genurile literare, nu au fost totdeauna practicate în toată purintatea lor. Adesea un autor a amestecat un gen literar sau a adăugat un gen literar major elemente aparținând unui alt gen literar. Ori această, să spunem, amestecare a genurilor duce adesea la dispute cu privire la genul literar a unei cărți sau chiar a unui text. Ia și parabola unui samaritan, care eu vin să o consider parabolă și nu un incident. Unii au interpretat acest text ca o istorie pe care Iisus a auzit-o și a povestit-o celorlalți. Dar discutările pot continua până la sfârșitul veacului lor. Fiți asta. Dacă nu este o întrebare. Dacă nu, dau cuvântul părintelui Alois, care va încerca să sintetizeze chestiunea, să spunem, dacă se poate, prin așa genul literare, din poezia ebraică. E iarăși o temă care solicită, dar de obicei le nimerește să sintetizeze bine și cu claritate aceste chestiuni, să spunem, cap. Deci ceea ce voiam eu înainte de toate, înainte de a trece la ceea ce vreau să prezint aici, este o mică precizare. Adică noi nu am ajuns la faza terminală de înțelegerea Sfintei Scripturii. Biblia a fost scrisă, canonul este încheiat odată pentru totdeauna. Îl avem precizat cu toate părțile care sunt de credință. Numai că înțelegerea noastră este progresivă și este ajutată de o mulțime de lucruri care vin din parcursul istoriei. Descoperirile arheologice, progresele care se fac în domeniul studiilor lingvistice, literaturile comparate și așa mai departe. Toate acestea ne ajută ca să înțelegem progresiv același text al Sfintei Scripturii. Și genurile literare au construit tocmai un moment de acesta revoluționar în istoria interpretării Sfintei Scripturii. Era o încăpățânare în secolul al XVIII-lea, în începutul secolului al XIX-lea, de a se demonstra istoricitatea fiecărui fapt din Sfânta Scriptură. Și nu numai atât, precizarea concretă a momentului în care s-a petrecut evenimentul descris în textul biblic. Genurile literare, studiul genurilor literare care a fost propus la începutul secolului al XX-lea, a fost un fel de revoluție, a întâlnit multă rezistență, tocmai din cauza aceasta că se părea că se intră pe terenurile nisipurilor mișcătoare ale subiectivismului. Ori lucrul acesta nu este adevărat. Și chiar dacă părintele Iosif a spus că nu există un gen literar major poetic, există totuși o mare parte din textele Sfintei Scripturi care sunt poezie. Și poezia a fost abordată în același stil cu celorlalte texte. Și lucrul pe care l-a făcut a fost numit aici Hermann Gunkel, pentru că el a fost unul dintre principalii inițiatori ai acestei abordări a textelor biblice
cu genurile literare, a fost tocmai studiul genurilor literare în psalmi. Psalmii sunt imnuri poetice cu conținut religios. Și el a introdus, deci, studiul acesta al genurilor literare în psalmi. A făcut o muncă enormă încercând să ajungă la experiența religioasă originală a autorului, catalogând și descriind genurile literare folosite de acesta. Numai că tentativa aceasta, încă de la început, apare contradictorie. Pentru că, de o parte, experiența poetică este unică și irepetabilă. Ori genul literar este o formă repetată și repetabilă. Deci este o formă tipică. Pentru ca să salveze într-o oarecare măsură această contradicție, Hermann Kunkel introduce un termen care este propriu la oamenii din cei dinaintea mea, este vorba din contextul vital sau Sinnleben, îl numește el. Numai că acest context vital, pe care el îl consideră tipic și irepetabil, este un concept pe care îl numim sociologic, pentru că implică o experiență coparticipată, adică e un context și este destinat în mod obișnuit spre o celebrare comunitară. Apar în felul acesta, în studiul poeziei biblice, trei piste care se întrepătrund mereu. Este vorba de conceptul psihologic, care se referă la experiența poetului, a autorului. E vorba de conceptul sociologic al contextului, nu al situației. Și este vorba de conceptul literar, cel al formei. Concept literar nu este un izvor. Poate să cuprind în el fragmente îndepărtate din punct de vedere temporal și îndepărtate din punct de vedere ideologic sau contentistic și independente. Totuși, genul literar se caracterizează printr-o temă particulară, specifică, o schemă sau un model propriu, și unele modele stilistice care îi sunt proprii, unele procedei în aceste artistice. La acestea, cum spuneam, s-a dat referința extratextuală, care este aceasta la contextul exterior. Și a făcut Kunkel. A dezbrăcat și a schimbificat scheletul unui gen, până când ajunge la o schemă permanentă, ușor de recunoscut. Adică el abstractizează și cataloghează motivele poetice întâlnite în genuri. Însă, în afara schemelor celor mai simple, el nu reușește să întâlnească principii sau tehnici de compoziție a întregului, a psalmului. De aceea întreabă toate eforturile sale spre studierea motivelor ca mici componente. Deci îl pune și rezolvă problema formei generice, dar nu reușește să ajungă a pune problema nouă a compoziției. Și aici este problema, că există o logică a pasiunii, o logică a imaginii și a simbolurilor, o logică a limbajului în structuri profunde, care transcende genul. O parte dintre psalmi nu intră în niciun
cel literar cunoscut, mai ales că el nu a terminat lucrarea lui, cum s-a spus mai înainte, a fost continuat din discipolii săi. Obiectivul nostru totuși este acela de a înțelege opera politică în unitatea, unicitatea și validitatea ei, care înseamnă fuziune din conținut și formă, ca expresia unei experiențe umane în formă poetică. Sensul a fost realizat în formă, iar acum, prin studiul formei, noi trebuie să ne apropiem, să penetrăm în text și să-i aferăm sensul. Deci, factorul decisiv care ne interesează pe noi care studiem un text poetic este unicitatea unui psalm. Adică asta înseamnă organizarea lui internă sau unitatea lui. Un psalm poate avea în comun cu alții aproape toate motivele, schema generală, fraze întregi și multe procedee stilistice. Dar numai organizarea acestor elemente va face psalmul unic. Unic în formă și în sens, pentru că acesta se realizează și se concretizează în forma articulată. Așadar, misiunea celui care studiază poezie evraică este aceea de a demonta, fără a distruge, de a demonta până la descoperirea cheilor organizării, de a demonta în așa fel încât să pară ușor și spontan a recompune. Și aceasta este datoria noastră, a demonta și a recompune în așa fel încât, privind din nou, să putem spune satisfăcuți că acum cunoaștem unitatea din interiorul ei. Și propun un exercițiu de astfel de studiu pe un psalm care este foarte cunoscut și care este celebru. Este celebru înainte de toate pentru că a fost folosit în Sfânta Scriptură de Sfântul Petru și de Sfântul Paul pentru ca să demonstreze învierea lui Iisus Hristos. Este celebru pentru că în trânsul se întâlnește mistica cea mai înaltă, adică trăirea vieții în comuniune cu Dumnezeu. Este celebru pentru că este pentru, cum să spun, pentru că se pune cel mai acut problema eschatologiei Vechiului Testament. Dacă ea merge numai până la urmă sau dacă trece dincolo. Dar, în orice caz, citesc mai întâi psalmul acesta pentru că după aceea să încercăm să facem o analiză din felul în care spunea. Im al lui David. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. I-am spus Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, fericirea mea e numai la Tine. În Sfinții care sunt pe pământ, în cei puternici, în ei era toată plăcerea mea. Dar își înmulțesc durerile cei care umblă după zei străini și eu nu le voi aduce niciun jertfă cu vărsare de sânge, nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și cumva mea cu sorți. Tu ești acela care ai în mână soarta mea. Sorții mei au văzut pe terenul cel mai bun. Într-adevăr, moștenirea mea e minunată. Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înțelepciune. La aceasta
și noaptea îmi îndeamnă inima. Îl am mereu în fața ochilor pe Domnul. Dacă El este la dreapta mea, nu mă tot. De aceea inima mea se bucură și sufletul meu tresaltă de bucurie, ba chiar și Duhul meu se va odihni în speranță, deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu voi îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea, deoarece tu îmi vei arăta cărarea vieții. În fața ta sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Am observat că psalmul este o rugăciune de încredere. Am sesizat în ea diferite simboluri sapiențiale. Se prezintă în forma sa inițială ca o profesiune de credință în Dumnezeu. Vocabularul, imaginile și capul psalmului dau impresia că toate acestea se referă la un levit sau un preot. Și ca să demontăm această construcție, observăm la început că avem o introducere. E vorba de o antifonă, un fel de iaculatorie care rezumă tot conținutul psalmului. Este versetul 1. Observăm apoi că sunt două teme. E vorba mai întâi de o profesiune de credință, din versetele 2 până la 6, și apoi este vorba despre cărarea vieții. Este vorba de cea de-a doua strofă, versetele 7 până la 11. Antifona scurtă sintetizează tema și atmosfera întregului poem, care este în esență un cânt de încredere. Sunt două acțiuni care se întâlnesc. Pe de o parte este mișcarea lui Dumnezeu care păzește, care îl ocrotește pe protejatul său și este mișcarea celui care crede, care se îndreaptă spre Dumnezeu și se încrede în trânsul. Ceea ce mai sesizăm în limba ebraică este că numele lui Dumnezeu este El. Ceea ce dă senzația că formularea aceasta este arhaică. De altfel, tema este comună mai mult psalm. Prima strofă a psalmului conține profesiunea de credință. Și dacă am fost atenți, vedem că este o trecere de la păcat la încrederea deplină, de la tentație la credință, de la dezamăgire la speranță. Este o profesiune de credință pozitivă și negativă în același timp, pe care o analizăm puțin. Mai întâi, ce este o opțiune de credință bucuroasă? Este acel da hotărât spus lui Dumnezeu din versetul 2. Este un da complet și total, pronunțat cu entuziasm, într-o declarație frumoasă și luminoasă. Este extrem de sugestivă profesiunea de credință la autorul nostru, pentru că Domnul nu este doar un izvor de bine și bucurie. El este binele și bucuria. Iar acest lucru implică eliminarea radicală a oricărui alt sprijin, a oricărui alte bucurii sau fericiri. Nu există nimeni mai presus de tine. Deci am spus Domnului, Tu ești Dumnezeu meu, fericirea mea e numai la tine. În versetul al treilea, în schimb, observăm
că există un regret pentru trecutul autorului. Credința implică o opțiune, iar credinciosul trebuie să taie legăturile cu trecutul său pentru a deveni o făptură nouă și a avansa fără nostalgie pe itinerariul exodului, adică spre libertate. Și în felul acesta avem aspectul celălalt negativ al profesiunii de credință. Este un drum radical spus idolilor. În versetul 3, privirea îndreptată spre trecut, încă prins în tentația idolatrică, remarcă pentru autorul nostru că sfinții și cei puternici, adică referința este la Baal și la Astarte, care exercitau un farmec incontestabil prin cultele lor de fertilitate, l-au atins și l-au omorât pe cel care acum spune în mod hotărât nu. Și o face în versetul 4 un angajament solemn. Idolatria la care psalmistul opune lucrul său total este definită cu două acte rituale perverse. Primul este cel tragic al sacrificiilor sângeroase, sacrificii cu vărsare de sânge. Și idolatriei acesteia sângeroase îi se adaugă cea orală a invocației litanice a numelor de zei străini. A pronunța numele unei persoane înseamnă într-un anumit sens a avea în mâini, al domina. A numi sau chema numele zeilor înseamnă, prin urmare, a avea ca parte proprie, dar înseamnă de asemenea și a transfera rolul la una care îi aparține numai Dumnezeului celui viu. Și fiind adevărata laudă o ofertă de sine însuși și a propriei existenții, invocația idolatrică se transformă atunci în deplină adesiune la idol. Din nou revine la aspectul pozitiv al mărturisirii de credință, care se concentrează asupra moștenirii de neprețuit. După ce a îndepărtat din orizontul său spectrul întunecat al idolatriei, care chiar l-a fermecat pentru un moment, trece la profesiunea de credință intensă, făcută după vocabularul care îi se potrivește cel mai mult. Piesa de bază a acestui mozaic lexical și simbolic este categoria Pământ, care a avut o mare relevanță în teologia lui Israel și este exprimată aici în diferite moduri. Partea mea de moștenire, cupa mea cu sorți, moștenirea mea. Acesta este însă considerat Pământul în mod paradoxal, în absența sau substituția sa, dat fiind faptul că Pământul este un semn al unei realități mai mari, este darul prezenței lui Dumnezeu în spațiu și dar libertății. Psalmul ne conduce direct la acest nivel, care poate să nu se revede concret la o bucată de pământ, dar intrăm în spiritul levitic al meditației despre pământ. Acest strip sacerdotal, leviții, nu aveau un pământ propriu în Israel, întrucât Domnul era o parte a lor de moștenire, era partea lor de moștenire. Levi nu are parte și moștenire cu frații lui, deoarece Domnul este moștenirea sa, spune cartea de Deuteronomului. Se deschide astfel o nouă perspectivă în a trăi experiența Pământului, o experiență reală, dar nu cantitativă și materială. Apare în felul acesta posibilitatea unui Pământ mesianic, a unei țări care leagă intim de Dumnezeu și Israel cu o nouă și mai adâncă apartenență la Dumnezeu, care nu este imediată de lucruri.
am putea spune că în felul acesta se pregătește teologia creștină a Împărăției lui Dumnezeu, despre care Iisus spune în parabolele sale că este ca o piatră prețioasă, atât de valoroasă, încât nimic nu poate să se compare cu tâns. În optica asta, am putea spune că locul spiritual în care experiența personală și comunitară a comunii cu Dumnezeu este plină și exhaustivă, este partea de moștenire a autorului psalmului. Este un loc încântător în care omul găsește pace și odihnă pentru toate speranțele și temerile sale. Sfântul Augustin spunea că inima noastră este neliniștită până când se odihnește în tine, Doamne. Tot el spunea cu referire la noi că psalmul nu spune: o, Dumnezeule, dă-mi o moștenire, ce îmi da ca moștenire vreodată? Ci psalmul spune: tot ce poți să-mi dai în afara ta este josnic. Fii tu însuți moștenirea mea. Tu ești cel pe care îl iubesc. A spera pe Dumnezeu, de la Dumnezeu, a fi umplut cu Dumnezeu, de Dumnezeu. El ți este de ajuns. În afara lui nimic nu poate să-ți fie de ajuns. Și în felul acesta se face trecerea la cea de-a doua scopă, care este cărarea ce duce la intimitatea cu Dumnezeu. Începe cu o binecuvântare declarativă, o laudă adusă lui Dumnezeu, care deschide a doua secțiune a poemului, pe care îl trecem în mod rapid, pentru că s-a epuizat timpul. Deci, primul lucru în această binecuvântare din versetul 7 este comuniunea învățăturii. Adică Dumnezeu conduce, guvernează, sfătuiește acțiunea credinciosului până și noaptea. Domnul stabilește această osmoză continuă, această învățătură permanentă a credinciosului care este sfătuit, educat, instruit în voința divină. Intimitatea aceasta se descoperă și printr-o prezență externă, aproape concretă. Adică Dumnezeu, din psalmul acesta, nu este astral, este în fața ochilor. Adică este ca un tată înaintea fiului sau este ca un prieten cu care poți să întreții un dialog. Versetul 9 marchează mai presus de toate fericirea. Este o bucurie deplină și înălțătoare care izvorăște din însăși bucuria lui Dumnezeu și care generează încredere și siguranță. Nu vei abandona viața mea în Sheol, în traducerea noastră acolo, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Să intră astfel în punctul culminant al psalmului, după itinerarul de bucurie și pace trăit în existența pământească, cel care se roagă vede că se profilează la orizont și rândul și groapa, semnele nemiloase ale limitei omului. În acest moment, psalmul are o potivnire, dar fără îndoială aceasta dă naștere la speranță, sintetizând datele anterioare ale bucuriei și încântării, autorul se îndreaptă cu curaj împotriva și omului, aproape pentru a-l putea demonta. Putem spune că afirmațiile făcute de poet sunt două, îmbinate cu un paralelism antitetic. Primul are ca subiect ființa vie, sufletul, am tradus noi acolo, nefeș, din limba evraică, care este numit cel sfânt, hasid,
Adică este cel care a rămas fidel alianței, iar în paralelismul celălalt este vorba despre moartea spre care se îndreaptă trupul, spectrul teribil al șicotului în care ființa omului este redusă la largă și aproape ștearsă, este respins, simbolic, pare aproape că Dumnezeu poate smulge prata pe care și omul o pusese deja în corpul său. Și avem un versetul 11, îmi cer scuze pentru această depășire a termenului, dar este cheia de interpretare a psalmului. Sunt trei simboluri ale bucuriei. Este încărarea vieții, fața lui Dumnezeu și dreapta sa. Cărarea vieții este o metaforă aproape universală pentru a defini itinerarul existenței pământești, înțeles mai ales cu aspect etic. Simbolul nu este de la sine al neurii, ci subliniază calea liniștită a vieții pământești. A doua imagine este bucuria înaintea feței lui Dumnezeu. A vedea fața lui Dumnezeu este o expresie derivată din limbajul de cult și se referă la teofanie drept climat al riturilor celebrate în cult atunci când cel care se roagă experimentează prezența Dumnezeului său cu bucurie și cu tremur. În teofania cultuală nu este, prin urmare, o distinție clară între epifania transcendentă a lui Dumnezeu în ceruri și apariția sa oarecum experimentată în sanctuar. Simbolul este, prin urmare, ambigu. Al treilea simbol este șederea la dreapta lui Dumnezeu. Ca plinătatea bucuriei descrisă anterior, la fel și această expresie are aroma unei formule regale. Palatul regal era la dreapta, pieptul regele ședea la dreapta tronului divin al chivotului. Aici simbolismul este aplicat democratic, credinciosului simplu, care este pus sub protecția divină. El poate sta în prezența lui Dumnezeu ca servitorii în fața Domnului lor binevoitor și generos, gata să primească favorurile sale. Dar imaginea poate sugera ulterior o intimitate specială în sfera divină, cea cu care ne-a obișnuit interpretarea creștină, care îl vede pe Hristos așezat la dreapta lui Dumnezeu în gloria transcendentă a Paștelui. Aș vrea doar într-o singură expresie să vă spun că la orizontul vieții pământești se vede mormântul, simbol tragic al limitei noastre și al fragilității noastre creaturale. El este ca un punte al morții și totuși Dumnezeu îl poate transforma într-un punte matern, generator de viață nouă și nemăluită. Este vorba despre o nouă cărare a vieții, adică de o călătorie minunată de viață în comuniune veșnică cu Dumnezeu. O interpretare posibilă. Mai este și alta, dar pentru că timpul e scurt, nu e o primă asta. Din Scriptură sau din Cântarea lui Dumnezeu, te rog să
voință de o premisă, după care voi încerca să fac o scurtă introducere. Gândindu-mă cu părintele Iosif, spunea la început că genul literar depinde și de auditorul din față. Neștiind cine va fi exact auditorul, sunt o scurtă introducere la literatura sapiențială, poate nu ar strica chiar să fie repetată pentru noi. După care voi trece în voi enumera genurile literare din literatura sapiențială, pentru ca în al treilea punct să mă opresc puțin la cheia genului literar pentru înțelegerea unei cărți sapiențiale. Gândindu-mă la școala sapiențială, mă gândeam la trei meriti pe care această școală le are. Și anume, în primul rând, această școală are o deschidere la patrimoniul cultural al popoarelor învecinate. Poporul lui Israel se deschide lumii culturii popoarelor învecinate, astfel încât capătă acele elemente a culturilor învecinate, conforme cu credința lui Israel și le face propriu. În al doilea rând, literatura sapiențială creează punți în relația dintre credință și rațiune. Nu este doar Dumnezeu care se revelează omului, dar și omul, cu rațiunea sa, poate să se pună în căutarea lui Dumnezeu. Această căutare duce la un al treilea merit al etapei sapiențiale, și anume, acea încredință în Dumnezeu Creator și în revelația sa cosmică universală. Omul, reflectând cu rațiunea sa, ajunge la a descoperi un Dumnezeu care nu este doar Dumnezeul care i-a scos din Egipt, dar și Cel care a creat Universul și omul. Și trec la primul punct. Perioada, metoda, scopul și perspectivele literaturii sapiențiale. Din punct de vedere cronologic, școala sapiențială se naște în jurul epocii lui Solomon, deci în jurul secolului al X-lea înainte de Hristos. Legendele, în legătură cu înțelepciunea acestui lege, contribuie la a atribui acestuia unele cărți, precum Cartea Proverbelor, Kohelet și Înțelepciune. Astfel, precum David a fost considerat autorul al numeroșii sale și lui Moise i s-a atribuit corpul legal al Pentateucului, Solomon a trecut în istorie ca și partizanul tradiției sapiențiale. Școala sapiențială are o dezvoltare ulterioară la întoarcerea din exil până la venirea lui Hristos, știind că Cartea Înțelepciunii este scrisă în jurul anilor 50 înainte de Hristos la Alexandria. Metoda literaturii sapiențiale este aceea că pune în centru omul și anume marile întrebări care privesc pe om. Metoda este cea a căutării, un umanism global. Scopul este acela de a căuta fericirea. Această fericire trebuie să o caute fie în fața lui Dumnezeu, fie în fața oamenilor. Și astfel de a găsi fericirea în ascultarea față de legile lui Dumnezeu, de legile cosmosului, cât și de cele sociale. Perspectiva literaturii sapiențiale este una universalistică. Dacă ne gândim la etapa precedentă, profeții aveau viziunea omului ca și cel care aparține poporului ales. În centru era alianța stabilită pe sine. Înțelepții privesc acum revelațiile cosmice și deci la un Dumnezeu care a creat omul. Când vorbesc de om, vorbesc de întreaga umanitate. Câteva cuvinte despre lexic. Rădăcina ebraică a termenului Hakam desemnează sfera sapiențială sau sfera rațiunii, a inteligenței, a cunoașterii și abilității. Diferențele depind de context, fără precizări de caracter terminologic. Categoriile înțelepciunii sunt fie ceea ce este natural, fie ceea ce este achiziționat. Adjectivul Hakam desemnează maestru, doctor, meșteșugar, înțelept. Iar substantivul Hokma, înțelepciune, și cunoaștem găsirea acestuia ca și personificare. Cărțile literaturii sapiențiale strict
vorbind, sunt cinci. Cea a proverbelor, cartea lui Iob, cartea înțelepciunii, Cohelet și Ben Sirach, la care se mai adaugă un psalm sapiențial și cântarea cântărilor. Câteva cuvinte despre ce este înțelepciunea și cine este înțeleptul. Înțelepciunea este o viziune a lumii care îmbrățișează toată ființa și o dobândesc persoanele care intră în ei înșiși după ce au făcut un tur de 360 de grade. Ce fac? Spunea părintele Ravazi, privesc în jur, vizionează totul și apoi intră în ei și reflectează. Este un fenomen complex care vrea să dea răspuns la o serie de întrebări. Avem întrebările fundamentale. Ce sens are viața? Ce valoare are pentru om întreaga sa acțiune? De ce există moartea? Există Dumnezeu? Și așa mai departe. Sapienții în Israel văd că Dumnezeu, în acțiunea sa creativă, a stabilit o ordine. Iar omului i-a încredințat sarcina de a o descoperi și a o păstra. Astfel că drumul înțelepciunii duce la descoperirea și la acceptarea acestei ordini. Cine trăiește astfel va fi fericit. Fără a nega valoarea efortului uman în căutarea înțelepciunii, o concep ca și un dar provenit de la atitudinea religioasă. Frica, teama, respectul de Dumnezeu. Și cine este înțeleptul? Înțelept evocă în vechile noastre conceptul de persoană cultă, nu? Specialist. Ce este înțelept? Cineva cult, nu? Nu-i mai spun cult, înțelept. Sau un specialist într-o ramură a științei. Însă, problema este că acest model de persoană nu reiese din termenii ebraici. De Hakam și Hokma. Înțelepciunea biblică este caracterizată de un impuls puternic către formarea integrală a omului. Oscar Wilde spunea, înțelepciunea sau experiența este numele pe care fiecare dintre noi îl dă propriilor erori. Și sunt mai instructive greșelile marilor intelectuali decât adevărurile micilor intelectuali. Deci înțelept nu este un individ care a primit o vocație specifică, profetică, sacerdotală, ci îl putem defini ca și un simplu laic credincios care nu îndrăznește să definească scrierile sale ca și cuvântul lui Dumnezeu. Are scopul de a convinge pe ceilalți asupra acelor virtuți umane care fac parte din experiența fiecărui om. Și voi trece, rapid, genurile literare care se găsesc în cărțile sapiențiale. Și ne punem întrebarea, cum au ales înțelepții de a transmite ceea ce doreau în conformitate cu mentalitatea și tradiția lor? Iar forma fundamentală a literaturii sapiențiale este ceea ce numim proverb sau mașan. Există diferite tipuri de proverb și aproape toate le găsim în cartea proverbelor, precum proverb popular, instrucțiune, proverb numeric și așa mai departe. Un al doilea gen literar este acela al comparației. Sublinează superioritatea unor modele de comportament asupra altora. Nu voi enumera toate cele 70, dar câteva de un alt gen literar important în cărțile sapiențiale este acela enigmei sau maxima. Le-am pus împreună deoarece maxima sau aforismul are deseori surprize și perplexități asemănătoare enigmei. Atât în aforism cât și în enigmă, cititorul este constrâns la a ghici ceea ce formulele ascund datorită ambiguității lor. Le găsim nu doar în cartea proverbelor, ci și în Cohelet, chiar și în Siracide. Fabula și alegoria este o travestire a realității care are o
și meu cel de-a distrat. Pe de o parte, este evident drumul comic al faulei, pe de altă parte, acest tip de înstrăinare de ceea ce se experimentează cu adevărat către un cadru de referință neuman, ușurează o înțelegere mai imediată și profundă a ceea ce se dorește a transmite. Comicul și folosirea universului simbolic constituie un model de limbaj superior limbajului discursiv. Datorită capacității sale de a revela în mod satiric aspecte ale vieții cotidiene, fabula este folosită deseori și în ambientul politic. Însă toate acestea cer o actualizare interpretativă. Când cineva citește cărțile sapiențiale, imediat își dă seama de acele discursuri pe care însăși sapiența personificată le are. Este vorba de acel discurs sapiențial, un apel public. Stilul său este didactic și autodescriptiv. Cartea Înțelepciunii este considerată de unii exegeți exact ca și un discurs sapiențial prin excelență. Păi avem imnul, un imn care caută pe de o parte a înlătura protestele împotriva dreptății divine și pe de altă parte de a păstra autoritatea învățăturii înțeleptului. Există poemul didactic și în acest cadru avem exemple de poeme didactice, fie profane, fie religioase, și este caracterizat de un impuls educativ. Pe plan formal, este aproape lipsit de imperativ și este mai mult expunere. Acest tip de poem enunță încă de la început tema care va fi tratată. Și nu în ultimul rând avem dialogul, care constituie o formă a literaturii sapiențiale preponderentă în cartea lui Ion, apoi poemul autobiografic, Regi și oameni de stat transmit propriile experiențe fiilor și urmașilor, și dacă mergem la începutul cărții lui Coelet, mulți îl consideră ca fiind o moștenire, un testament al lui Coelet. Apoi, în literatura onomastică, vom găsi acele liste de nume care cuprind orice tip de realitate și fenomene din lumea oamenilor și din natură. Această înțelepciune are rolul de a manifesta gloria lui Dumnezeu în creație și de a sluji astfel ca și element de suport în problema teodicei. Și trecem la al treilea punct, genul literar, cheia pentru înțelegerea unei cărți sau unui text. Și repet ceea ce și părintele Iosif spunea, că fiecare gen literar are un mod diferit de a exprima raportul dintre adevărul exprimat și adevărul cunoscut. În povestirea istorică, de exemplu, faptul, evenimentul, reprezintă adevărul. În fabulă, în parabole, faptul este fictiv, în timp ce adevărul se găsește în învățătura pe care o deducem. Intenția autorului în acest caz este ca, servindu-se de fantezia creativă, să sublinieze un exemplu practic o realitate determinată pe care el voia să o lase imprimată în ascultătorii și cititorii săi. Însă cine intră în acest univers al literaturii sapiențiale poate constata că o caracteristică a înțelepciunii este aceea a ambiguității. Există foarte multe declarații contrastante, astfel că avem măreția și importanța înțelepciunii pe de o parte, apoi constatăm că înțelepciunea este în același timp ceva perfect și ceva uman. Și mergem și vedem un pic câteva moduri de a privi conținutul cărților sapiențiale. Și
la grumeti, modul de a privi în primul punct, privirea de sus sau cu privirea de jos. Gândindu-mă la acele texte de, cu o elaborare mai sofisticată, uneori chiar și din punct filosofic, mă gândeam la acele texte sapiențiale pe care noi ne așteptăm totdeauna să le găsim. Și avem acele proverbe didactice, de exemplu, dacă deschidem primele 9 capitole din Cartea Proverbelor, vedem acel mod de a vorbi foarte înalt, o învățătură care este dată și aproape toate capitolele încep cu ascultă fiule, deci o învățătură, un proverb didactic este o învățătură dată prin ajutorul genului proverbelor. Apoi, tot cu această privire, avem proverbul numeric sau enigma. Dacă mergem în cartea lui Ben Sirac, găsim în capitolul 25, versetul 1, următoarele. Printre lucruri m-am înfrumusețat și m-am ridicat frumoasă, înaintea Domnului și a oamenilor, umanitatea fraților, prietenia vecinilor, femeia și bărbatul care se înțeleg între ei. Cel care reușește să vadă că aici este un proverb și unul numeric, înțelege că maestrul face o provocare, suscită elevul de a completa schema, de a merge mai departe în căutarea analogiei, fie din câmpul natural, fie din cel social. Tot cu această privire, avem poeme în cheie alegorică. Dacă ne gândim la descrierea din Cartea Proverbelor, capitolul 5, fericirea unei iubiri conjugale și castre. Avem un extraordinar poem, dar ca să înțelegem, trebuie să vedem că este o alegorie. Apoi, evocarea bătrâneții în cheie mai metaforică, pe care o găsim la sfârșitul cărții lui Cohelet. În aceeași perspectivă, avem discursul sapiențial din cărțile proverbelor, dar nu ne oprim aici. Faptul că totul în literatura sapiențială este cu această privire, o au foarte multe persoane. Însă găsim și o privire de jos. La ce mă refer aici? Mă refer la acele imagini, nu doar folcloristice și populare, dar și cele care caută în lumea glumelor, sau texte care includ în ele o rază de înțelepciune cea mai de jos, putem spune din praf. Această înțelepciune se exprimă bine în proverbe și comparații. Luăm un exemplu. În Cartea Proverbelor 26:11 se spune, precum câinele care se întoarce la ce a uitat, așa este nesimțitul care își repetă nebunia. Cel care îl aude spune acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aici la ideea de a ajunge, de a vedea că întruparea cuvântului ajunge până la nivelul cel mai de jos. Cei care vor să transmită se folosesc de un limbaj, de un gen literar pentru a transmite unele lucruri, chiar și un vocabular care pentru unii spun acesta nu putea fi compus la școala sapiențială de la un parat. Și sunt foarte multe de acest gen. Și aici nu putem să nu ne gândim la modul în care este folosit proverbul sau satira în culturile noastre moderne. Un alt exemplu în care vedem întruparea cuvântului chiar și până la acea banalitate, putem spune, găsim tot în Cartea Proverbelor, unde se spune la capitolul 30, versetul 33, căci bătutul laptelui face să iasă untul, lovitul nasului face să iasă sângele, iar provocarea mâniei
Sfântă. Las fiecare să înțeleagă ce face aici. Invită la reflexie. Deci, printr-un lucru cel mai banal și poate cu un limbaj cel mai cotidian al țăranului, vorbește și transmite un adevăr. În al doilea contrast, putem vedea în faptul că înțelepciunea și este un acord între toți studioșii, este că apare în mod aristocratic, izvorăște în Egipt și în Mesopotamia, în școlile de la palat. Astfel că înțelepciunea are ca matrice splendoarea Egiptului. Și putem vedea la începutul cărții Proverbelor, când se spune să asculte cel înțelept și se va adăuga învățătură, cel priceput și va dobândi abilitate. Apropo de acest abilitate, care în original, Tahbulot, vrea să spună arta de a guverna și este și un termen politic. Cartea Înțelepciunii este văzută ca o laudă și un elogiu care îndeamnă la a admira și a practica o virtute și a dezvolta o calitate, precum cea înțelepciunii, care trebuie căutată. Înțelepciunea însă nu este doar cea aristocratică, dar este și una democratică, putem spune. În fața înțelepciunii de la curte se creează cea a poporului, ca și respirul poporului. Avem proverbe care exprimă cotidianul. Înțelepciunea care atinge nivelul omului de rând. Și astfel avem un poem didactic, dar profan. Și găsim multe din acestea, precum avem la capitolul 24, când se vorbește despre tema leneviei. Și spune poemul, am trecut pe lângă câmpul omului leneș și pe lângă via omului sărat cu inima. Iată, peste tot crește amărăcim și așa mai departe. Însă există o diferență pentru cititorul atent, este că acea înțelepciune aristocratică, o putem vedea din expresiile sale, este mult mai progresivă și cunoaștem că, de obicei, intelectualul este mai pregătit și gata de a se proiecta în viitor, pe când cea populară a contadinului sau tradițională este mai conservatoare și preferă un status quo. Este, dacă mă gândesc acum, acea înțelepciune tradițională a lui Ben Sirah, care, vorbind de femeie, de exemplu, spune în cartea, capitolul 42, versetul 14, e mai bine răutatea unui bărbat decât binefacerea unei femei. Ce transmite aici? Cine nu înțelege genul literar și modul în care este văzută literatura sapiențială, chiar și tradițională, care transmite și mentalitatea unei anumite etnici, nu va înțelege mai apoi dacă merge și va vedea dialogul adus femeii din Cartea Proverbelor, capitolul 31. Și trec la ultim punct, la acea înțelepciune optimistă și pesimistă pe care o întâlnim în literatura sapiențială. Dacă ne gândim la cea optimistă, ne putem gândi la toate acele laude ale lui Dumnezeu, la acea descoperire a armoniei naturii și a lucrurilor. Suntem, putem spune, în cea mai bună lume posibilă. Însă, în același timp, își face loc și o înțelepciune pesimistă. Și avem cele două texte, precum Iob și Coelet. În Iob, care prezintă unele caracteristici ale litigiului, a plângerii, a controversei. Predominant este însă dialogul. Și dacă ne gândim la problema pe care Iob o aduce, ce mod mai potrivit decât dialogul poate fi pentru a discuta și a rezolva o problemă. Avem din această perspectivă pesimistă și poem
mult autobiografic, care transmit propriile experiențe fiilor și urmașilor. Și nu putem să nu amintim aici rolul ironiei care există în cărțile sapiențiale și când mă gândesc aici, mă gândesc la cartea lui Coherent. Faptul că avem aceste contradicții intră în realitatea lucrurilor. Ființa este ambiguă și Dumnezeu reușește să reunească. În această linie se pune și Papa Francesc, care spunea în audiența generală din aprilie 2014, vorbind despre înțelepciune ca și darul Duhului Sfânt. Nu este vorba de înțelepciunea umană, dar este a vedea lumea, a vedea situațiile, conjuncturile, problemele cu ochii lui Dumnezeu. Acțiunile mici, cotidiene, familie, cu copiii, trebuie să fie ghidate, citite și înfruntate cu darul înțelepciunii. Și în această linie vă invit să citiți. Am rămas plăcut surprinsă de dialogul avut acum două zile de către Papa Francesc cu echipajul de pe nava spațială internațională. Și m-am regăsit foarte bine pregătindu-mă pentru acest discurs. Astfel că cărțile înțelepciunii invită la realism și umilință, de care oamenii au nevoie urgentă. Certitudinile noastre pot deveni însă un zid, o închisoare care închide pe Duhul Sfânt, spunea același Papa Francesc. Asemenea teoriei retribuției pe care o găsim în cărțile sapiențiale. Și închei, alegând să termin acest discurs în mod intenționat cu o întrebare. Pentru că texte sau versete din literatura sapiențială se încheie de multe ori cu întrebare. Pentru ce? Nu doar pentru a pune o întrebare, ci pentru a continua ca cititorul să continue reflexia. Astăzi să ne gândim unde sunt înțelepții astăzi. Știm că întrebările de atunci pe care înțelepții și le-au pus sunt aceleași în cele de astăzi. Toți se plâng astăzi că valorile au intrat în criză. Cărțile sapiențiale pot fi un răspuns lucid și alternativ inspirat de Dumnezeu, diferit de atitudinile de resemnare atât de răspândite astăzi. De exemplu, cartele Coherent putem să numim un înțelept postmodern actual. Însă, dacă mergem în cartele Coherent, nu reprezintă criza înțelepciunii cu Israel, ci mai degrabă criza unui sistem de valori tradiționale care cad sub lovitura experienței. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Olimpiană, pentru această sinteză, la o timp așa de vastă și atât de complex cum este literatura sapiențială. Și numai dacă te gândești la, spune, forma de bază, aceea mașalului, deja ți se deschid o grămadă de câmpuri și te întrebi unde poți să ajungi. E interesant și modul în care a terminat această formă, să spunem, interrogativă, tipică acestui tip de text din Scriptură. Sigur că dacă deschidem cărțile acestea și le luăm litera, chiar nu știu încotro am ajunge, dacă este până în practică. Bun, dacă sunt întrebări pe care vreți să-i adresați, gândiți. Curaj, este aici. Cum ar interpreta înțelepciunea
Întrebarea era cum ar interpreta sora înțelepciunea tinerilor de astăzi. Cred că aș putea răspunde cu ceea ce am spus la spre sfârșit, spre concluzie, că nu este criza înțelepciunii care este problema, este criza valorilor. Și atunci, cred că tinerii de atunci și tinerii de astăzi, a fost criză de valori atunci. Există criză și astăzi. Este cum vedem noi experiența în raport cu aceste valori. Ce spune experiența? Pentru că, practic, ceea ce fac în literatura sapiențială, observă experiența și apoi încearcă să vadă dacă pot să o colaboreze cu ceea ce este înțelegerea tradițională. Este a experimenta ceva. Și atunci putem să mergem și noi. Când privim de latura cealaltă de mării, de multe ori credem în scepticismul lui Coelho. Tinerii de astăzi, dacă intrăm în rândul tinerilor, vedem că aspirațiile, optimismul este altul. Înțelepciunea există. Cum vedem experiența? Există. Cred. Am cineva? Bine, toată analiza noastră a Scripturii, de câte ori o facem, trebuie să găsească lumină și împlinire în ceea ce a adus Hristos, Domnul oamenilor. Știm, rămâne că Vechiul Testament, cel puțin din perspectiva noastră, își găsește, noastră creștină, mă refer, găsește tocmai această lumină, această desăvârșire, în mai ales în Evanghelie, dar, sigur, și în dezvoltarea pe care scriile neotestamentare o aduc pe seama Evangheliei sau urmă Evanghelia cea rupe, unde Iulian să încerce să sintetizeze aceste genuri literare care apar în Evanghelie și sensul pe care aceste genuri îl au. Mulțumesc, prietenie, pentru introducere. Mă bucur să fiu în seara asta cu voi în această manifestare științifică și pastorală. Și mă voi strădui să vă vorbesc, să vă spun câteva cuvinte despre o temă, genul literare în Evanghelie și sensul lor. Inițial, era un timp mai scurt, doar genul literare în Evanghelie. După aceea a fost o adăugare. O adăugare, zic eu, benefică, relevantă. Genul literar al Evangheliei și sensul lor, pentru că noi căutăm în Scriptură sensul de semnificație. În definitiv, interpretarea Sfintei Scripturi se ocupă, se străduiește să pătrundă sensul textelor sfinte. Acesta este titlul prezentării. Vă propun și o scurtă structură. Plecând de la un citat al lui Bob Lodeau, care zice așa: respectul catolicilor față pentru Biblie este fără margine. Acesta se manifestă în special când a stat departe de ea. E un adevăr pe care îl spune Bob Lodeau. De aceea, ca să nu fie prea departe de Sfânta Scriptură, ar trebui să cunoaștem mai bine genurile și să ne putem apropia, să știm, să răspundem la trei întrebări fundamentale. De fapt, sunt trei întrebări până la început și vor fi relevante și la sfârșit. Prima întrebare, ce fel de lectură a Bibliei, cum citim Biblia? A doua întrebare, ce fel de înțelegere a Bibliei? Și a treia întrebare, ce fel de interpretare a Sfintei Scripturi? Sunt o serie de întrebări care vor fi pe parcursul prezentării. Ziceam de structura acestei prezentări, ca gen literar e o prezentare,
Nu e nici genul poetic, nici genul de discurs, nici genul de conferință înaltă, ci este o prezentare. O prezentare care are mai multe puncte, trei puncte. Primul punct, genul literar în Noul Testament, o clasificare scurtă. Al doilea punct, genul literar în Evanghelie, forme literare prezente în Evanghelie sinoptice, cu precădere și o exemplificare, un scurt exemplu la nivel de aplicație. Și al treilea punct, sensul genurilor literare, adică cum înțelegem și cum interpretăm Sfânta Scriptură. Și sunt acolo iarăși trei subpuncte, trei subdiviziuni, pentru că îmi place numărul ăsta, trei, totul repet, sper să nu fiu obsesiv cu numărul trei. Forme literare, mai întâi, pentru că, de fapt, am urmărit schema asta, forma literară, genul literar, situația vitală, situația de viață în care apar o anumită formă literară și apoi, al treilea punct, despre sens, semnificație, din perspectiva credinței și a planului de mântuire a lui Dumnezeu. Înainte de a începe, aș vrea să propun două premise. De la început trebuie ținut cont că Dumnezeu s-a comunicat pe sine, s-a revelat printr-un cuvânt scris, îmbrăcat în diferite forme literare. Chiar dacă în vremurile biblice predomina cultura orală care transmitea tradițiile, se pornește la o premisă și anume că orice operă scrisă vine la lumină într-o anumită formă literară. Și asta s-a spus chiar la început, poate să fie poezie, novelă, roman, scrisoare, dramă. Deja împărțirea Scripturii ebraice în Torah, profeți și scrie, și a Noului Testament în Evanghelii, scrisori, fapte și apocalipsă, este o recunoaștere implicită a prezenței unei varietăți de forme sub care se prezintă cărțile Bibliei. Mai apoi, Biblia ebraică recunoaște în interiorul său mai multe genuri literare, am fost deja aminte de câteva aici, cântarea, psalmul, proverbul sau normele, legile. Tot din start, o a doua premisă, ar trebui reiterat că Biblia este un cuvânt divin uman și este o carte de referință care are acest titlu, Biblia, cuvânt divin uman. Provocarea noastră constă în a descoperi formele de comunicare cu Dumnezeu în limbaj și în expresii omenești. De fapt, asta încercăm să înțelegem cum se manifestă Dumnezeu în cuvintele oamenilor. Primul punct despre care aminteam la început, genul literar în Noul Testament. Sunt foarte multe forme literare prezente în pagine din Evanghelie și din Noul Testament. Mai întâi, ce este genul literar a fost o definiție pe care a dat-o deja Părintele Ioan Tilii. Nu facem altceva decât să repetăm o altă definiție. Ce este genul literar? O descriere poate să sune așa. Diferite forme sau moduri de a scrie folosite în mod obișnuit între oamenii unei anumite epoci sau regiuni și puse în relație permanentă cu anumite conținuturi. Într-un gen literar există o legătură strânsă între forma literară, conținutul de exprimat, adică intenț și intenția în acest caz, și situația de viață care determină fie forma, fie conținutul. Mergând mai în profunzime, s-ar putea stabili o diferență între genul literar sau tipul textual, o categorie mai amplă, genurile chiar de Părintele Rector enumerate la început, în deschidere, genul epic, liric, dramatic, și forma literară prezentă la un anumit gen. Spre exemplu, genul Evanghelie, care este un gen de sens dătător, cuprinde parabole, miracole, controverse, cuvinte și multe alte forme literare. Aceste texte care aparțin unui gen literar prezintă niște caracteristici. O structură lingvistică sintactică asemănătoare, o structură semantică și narrativă asemănătoare, un scop asemănător și un mediu de viață analog. Aceste texte pot deveni eficace în situații tipice pe care le întâlneau comunitățile de la început, comunitățile primare, în contexte de misiune, de polemică cu iudeii sau puteau să fie folosite aceste forme literare. Dacă e să le enumerăm, așa foarte scurt, pentru că timpul este așa cum este, care sunt genurile literare fundamentale de Noul Testament, sunt patru până la urmă. Scrisoarea, Evanghelia, Faptele Apostolilor și Apocalipsa. Scrisorile, în primul rând, Noul Testament conține foarte multe epistole, 21 de opere, 27 câte conține Noul Testament sunt scrisori.
Era un gen literar foarte întâlnit, practicat la vremea respectivă, în lumea greco-romană, un gen care avea și o formă fixă. Sfântul Paul preia acest gen literar și îl adaptează. Schimbă foarte multe lucruri, antetul, cuprinsul scrisorii, formulele finale. Și de mine, în acest fel, scrisoarea nu o scrisoare simplă care cultiva relații de prietenie sau de afaceri, ci de mine un instrument pentru vestirea Evangheliei. Scrisoarea Sfântului Paul este, de fapt, o operă, o scrisoare religioasă sau o scrisoare apostolică pe care vestește Cuvântul lui Dumnezeu. Și în scrisoare, întâlnim după aceea diferite forme literare. Al doilea gen fundamental din Noul Testament e constituit de Cartea Faptelor Apostolilor, monografie istorică. E un gen care a fost comparat cu alte genuri prezente în lumea greco-romană. Până la urmă s-a dovedit că această carte, de fapt, este o scriere religioasă și are drept scop nu atât narrarea faptelor lui Petru și Paul, ci mai degrabă să pună în evidență răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu de la Ierusalim până la marginile Pământului, prin puterea lui Dumnezeu și prin asistența Duhului Sfânt. Și al treilea gen important din Noul Testament este Apocalipsa. De fapt, acum când eram în sală, mă gândeam că aș fi făcut mai bine să aleg Apocalipsa. Acolo sunt mai multe forme literare, sunt tot felul de viziuni, audiții, simboluri, o sumedenie de imagini și de forme literare. Însă a fost tema în genul literar în Evanghelie. Apocalipsa este o carte impresionantă. E un gen care s-a dezvoltat acolo în secolul 2 înainte de Hristos, până în secolul 2 după Hristos. Un gen care are în componența sa viziuni, audiții și foarte multe simboluri. Iar cartea Apocalipsului este de gen apocaliptic, chiar dacă acolo sunt și alte tipuri de gen literar, gen epistolar, gen profetic și pot fi și altele identificate. Și al patrulea gen literar, de fapt la el facem referință, sunt Evangheliile. Evanghelia este un cuvânt care vine din limba greacă, foarte mulți studenți aici cunosc deja etimologia, ce înseamnă Evanghelion, dar numai studenții, cred că și alții. Evanghelia înseamnă veste bună, apare la Sfântul Paul, acest termen apare după aceea la Sfântul Marcu, de 7 ori. Este o veste bună despre mântuirea definitivă adusă de Dumnezeu în Iisus Hristos. Se presupune că cel ce a inventat acest gen literar a fost chiar Sfântul Marcu, pentru că el numește opera sa începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce este Evanghelia, până la urmă, ca gen literar? Am putea să zicem mai întâi ce anume nu este. Evanghelia nu sunt biografii sau expuneri ale vieții lui Iisus de tip elenistic. Chiar dacă s-a încercat această comparare a Evangheliilor cu alte forme literare prezente în lumea respectivă. Evanghelii nu sunt nici opere care se pot ajuta pe același plan cu alte genuri din istoriografia biblică, chiar dacă pot să aibă afinități cu acele Midrash Haggadah sau cu narațiuni istorice despre patriarhi din Pentateuch. Evanghelia, ca formă și structură, nu imită nicio carte din Vechiul Testament, pentru că nimeni nu a scris Evanghelie în Vechiul Testament. Dar dacă nu e comparat acest gen nici cu ceva din lumea greco-romană, nici din lumea biblică, în definitiv, ce este Evanghelia? Evanghelia este o lucrare de teologie, pentru că are un scop teologic, de toate, să ne arate nouă cine este Iisus Hristos, trimisul Fiului Dumnezeu. Evanghelia este scris într-o perspectivă teologică și vor să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu lumea. Evangheliile sunt mărturii de credință, care interpelează pe oamenii în toate timpurile. Și Evanghelia este legată de misterul mântuirii, sunt cele trei aspecte importante, aspectul salvific, aspectul credinței și aspectul teologic care caracterizează Evangheliile. Ce fel de forme literare sunt prezente în Evanghelie? Sunt de la punctul al doilea. Sunt mai multe forme, sunt 70, nici 5 sunt, nu știu dacă se pot număra, sunt foarte multe forme. Acum și încadrarea asta într-o anumită formă e de fapt o tentativă de a așeza într-un șablon niște cuvinte divino-umane, cum sunt cele din Sfânta Scriptură.
și poate acest exercițiu nu vedea unele este benefic. Însă, au fost autori care le-au catalogat, Livedo și Bultmann, s-au ocupat de critica asta formă pentru Noul Testament și au găsit mai multe tipuri de forme. Sunt, spre exemplu, cuvintele, logia, forme literare din Noul Testament. Adesea sunt inserate în dispute sau în dialoguri, pot fi logia, cuvinte didactice, de judecată, legale, sapiențiale, spre exemplu, un profet nu este disprețuit decât în patria sa, în Matei 13:57. Apoi, dincolo de această formă literară, există și apoftegma, care se poate defini ca o narațiune construită în jurul unei maxime sau a unei zicate. Exemplu de la Sfântul Marcu 2, capitolul 2, cine poate ierta păcatele dacă nu doar Dumnezeu? În jurul acestei maxime este construită după aceea o narațiune pe care o prezintă acolo evanghelistul. Alte forme literare sunt disputele, care despre sabat, despre lege, despre autoritatea lui Iisus, este un gen care are și o formă fixă, o întrebare din partea adversarilor, o contra-întrebare a lui Iisus Hristos, un răspuns al adversarului care este compromit adesea și la final refuzul lui Iisus de a răspunde pe baza răspunsului precedent. Alte forme întâlnite sunt povestiri de miracole, pentru că există în Evanghelie două tipuri de forme. Forme literare narrative și forme literare discursive, legate de discurs. Narațiuni de miracole, povestiri de miracole, vindecări, învieri, exorcisme, și acestea pot să aibă o formă fixă. Adesea se întâlnește această schemă, întâlnirea bolnavului cu taumaturgul, apoi cele de însănătoșire, actul însănătoșirii printr-un gest sau cuvânt al lui Iisus Hristos, constatarea sau efectul tămăduirii și reacția din partea celor prezenți. Există, de asemenea, multe parabole în Evanghelie. Sunt circa 30 de parabole, Evangheliile sinoptice, acum la nivel de clasificare sunt diferite opinii. E un gen literar cunoscut în lumea judaică. Dacă este o definiție, parabola este o figură retorică în cadrul căreia se compară împărăția, acțiunile sau așteptările lui Dumnezeu cu niște lucruri reale sau imaginare ale lumii pământești. Și alegoria, un alt tip de formă literară, se aseamănă cu parabola, însă alegoria e de fapt o istorisire care conține o secvență de elemente de comparație. Acestea ar putea să fie formele literare principale întâlnite în Evanghelie. În continuare, o exemplificare. Propusesem două exemplificări, rămân doar la una. Genealogiile din Sfântul Matei. O prezentare, o exemplificare a acestei genealogii de la Matei, capitolul 1, cu cele trei subpuncte. Forma literară, contextul de viață, situația de viață în care apare acest gen și apoi care e sensul, până la urmă, folosirii în anumit gen literar. Forma literară, genealogie. Ce este genealogia? Genealogiile sunt liste de nume care apar în numeroase cărți din Vechiul Testament. În cartea Genezei, întâlnim genealogii, după aia în cărțile cronicilor și în multe alte. Genealogiile au menirea, întâi de toate, de a certifica apartenența. Sunt un tip de carte de identitate pentru a stabili originea unei persoane. Lista genealogică servea pentru a legitima rolul public al unui rege sau preot. Îi definea identitatea inserându-l în țesutul de legături al istoriei comunității. Dincolo de identificarea rădăcinilor de familie, genealogia are și o latură istorică. De fapt, se narează istorie prin lanțul genealogiilor, deoarece în spatele fiecărei persoane se află evenimente, fapte și oameni care au trăit în respectiva perioadă istorică. Mai mult, genealogia are și rolul de a perpetua binecuvântarea divină transmisă la începuturile creației. În cazul textului nostru, genealogia face parte din Evanghelia copilăriei, adică din seria unor texte biografice. Care este situația de viață? Matei 1. Genealogiile din Vechiul Testament au fost preferate de către cercurile sacerdotale, apoi de cărturare. Autorul Evangheliei după Sfântul Matei, un cunoscător al legii și cărturar,
dorește să-L însereze pe Iisus în linia istoriei biblice. Iisus este împlinirea istoriei lui Israel și a profețiilor biblice. Comunitatea lui Matei era interesată de raportul dintre cele două alianțe de relația Israel-Biserică. Mai apoi, chiar în interiorul comunității erau și întrebări despre identitatea creștină. Noi, ca să înțelegem de ce apare o formă literară, e fundamental contextul ăsta vital, situația de viață. Matei scrie pentru o comunitate în anii 80-90 care se confrunta cu niște probleme și este interpelat de așteptările comunității. De aceea, dacă am cunoaște contextul istoric, mai bine atunci am înțelege și mesajul Sfântului Matei. Care este sensul analogiei din Matei 1? Pentru că, la prima vedere, este o listă de nume obositoare, se repetă formula aceea că cineva a generat pe altcineva și e așa o șiruire de nume care nouă ne spune mare lucru. O primă observație. Genealogia se deschide cu cuvintele Cartea genealogiei lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Abraham. Și e, de fapt, o cheie de lectură. Evanghelia lui Matei vrea să ne spună nouă, să se indice originea lui Iisus și legătura sa cu poporul Israel. Iisus este fiul lui David, adică provenea din casa davidică. Era Mesia din neamul regal al lui David. Dar Hristos este și fiul lui Abraham, fie prin apartenența sa ebraică, fie în sens universal, dat fiindcă Abraham este părintele multor popoare. A doua observație, genealogia nu e doar un șir monoton de nume, ci are o structură de trei serii a câte 14 generații, explicate la versetul 17. Începând de la Abraham până la David sunt 14 generații. De la David la deportarea din Babilon sunt alte 14 generații. Iar de la exil până la Hristos sunt alte 14 generații. E de fapt istoria biblică cu personajele și evenimentele sale. O istorie omenească cu persoane concrete, dar influențată de planul divin. Numărul 3 în acest caz este legat de Dumnezeu, adică sunt 3 serii. Și cifra 14 este un multiplu al numărului 7, o cifră simbolică, care exprimă perfecțiunea, totalitatea. Așadar, se pune în lumină planul divin asupra istoriei organizat după voința și ritmul lui Dumnezeu, pentru că El imprimă modul cum trebuie să funcționeze această istorie a omenirii. Și a treia constatare, lista genealogică conține numele a 4 femei, Tamar, Rahab, Rut și Batsheba, soția lui Urie. Femeile sunt străine de poporul Israel și sunt legate de situații de păcat. Ce sugerează acest lucru? Două elemente, două lucruri. Dumnezeu este o lecție a universalității. Dumnezeu include și pe cei străini în poporul și în planul său de mântuire, nu doar pe evrei. Și o lecție despre har, despre harul lui Dumnezeu care lucrează. Domnul intră în istoria concretă, reală, acolo unde sunt și situații de păcat, de slăbiciuni. Dumnezeu merge cu oamenii pe căile istoriei, așa cum este aceasta, și o conduce cu brațul său puternic către împlinire. Și punctul al treilea, sensul genealogiei, sensul genelor literare în Evanghelie. Care este semnificația? Folosirea aceasta a formelor literare are anumite componente, întâi de toate, e de luat în considerare libertatea autorului atunci când împrumută un gen literar, nefiind condiționat de convențiile literare. Stilurile și formele literare au fost preluate din cultura profană și au fost adaptate pentru mesajul biblic, ideea asta a adaptării unor forme literare. Mai apoi, activitățile de selecție și de adaptare a formelor au fost realizate în funcție de perspectiva credinței lui Iisus Hristos cel înviat. O influență a fost exercitată și de exigențele comunității populare, în multe cazuri, și modurile lor de a percepe realitatea și de a scrie procedee literare, metafore, simboluri și viziuni. Apoi, referitor la situația vitală și la context, sunt mai multe de spus, sunt nevoie să simplific. Situația vitală în care se încadrează Evangheliile, ele sunt totele narrative și
trebuie să fie de multe ori analizate cu metoda asta, analize narrative. Dacă ne referim strict la situația evanghelilor canonice, punctul de plecare e cu siguranță predicarea lui Hristos. Dar Iisus nu a scris nimic. Și atunci cum facem să știm ce ar fi dorit să transmită Mântuitorul? Ar fi util să știm cât mai multe despre mediul în care Hristos a trăit. În al doilea rând, predicarea biscicilor și înțelegerea lor despre Iisus Hristos. În ce forme, în ce locuri, ce modalități au avut ei de a înțelege cuvintele și faptele Mântuitorului. Și în al treilea rând, mediul în care s-au transmis tradițiile era de multe ori mediu popular, adesea oameni simpli care vorbeau despre Iisus Hristos, despre cuvintele și faptele sale, un mediu cultural unde erau exigențe date de cult și un mediu unde se aprofundau scripturile ebraice. Toate din prisma credinței și a înțelegerii planului de mântuire a lui Dumnezeu, desăvârșit în Iisus Hristos. Și al treilea aspect, referitor la sensul genului literare, despre credință și mântuire, categorii criterii pentru a înțelege mesajul Evangheliilor. Spunea Sfântul Augustin că Domnul a voit să facă creștini, nu oameni de știință, adică este importantă credința. Duhul Sfânt, care vorbea în autorii sacri, nu a voit să învețe pe oameni lucruri care nu ar fi fost de niciun folos pentru mântuirea lor, criteriul mântuirii pentru a percepe aceste texte sacre. Și apoi textul din Deuteronom 12, pe care l-au amintit aici și antevorbitorii mei, părintele Iede și părintele Iosifan. În concluzie, ce fel de lectură, ce fel de înțelegere, ce fel de interpretare? Ce fel de lectură? O lectură realizată în Duhul Sfânt, așa cum indică de verbul. Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura și luminează ființa omului pentru a intra în misterul Cuvântului. Și în același timp, o lectură animată de credință pentru a percepe mesajul Evangheliilor. Ce fel de înțelegere? O înțelegere care ține cont de natura Evangheliilor, texte narrative ancorate în istorie și lucrări de teologie care vor să descrie misterul persoanei Mântuitorului. Înțelegerea nu poate face abstracție de scopul Evangheliilor, scopul credinței. Evangheliile sunt texte, mai apoi exhortative, care propun un apel la urmarea lui Hristos. Ce fel de interpretare? O interpretare a unui cuvânt divin uman, o interpretare legată de sfera credinței și a planului de mântuire. Punctul de plecare, cu siguranță, este sensul literal istoric al Bibliei, cu accent pe analiza genurilor literare la care s-a făcut referință în această seară. După care se trece la sensul spiritual alegoric, care privește existența creștinului chemat la viață și la mântuire. Și închei cu ceea ce spunea Sfântul Ioan. Toate acestea au fost scrise pentru ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Să ajungi la miez. Dar este important
să nu uiți niciodată răspunsul din gore, că miezul este cel către care tinzi să ajungi. Vreau să spun puteam aceasta, vreau să spun că Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este atins în profunzimea Lui, dacă este înțeles în densitatea sa profundă, produce ceea ce nimic altceva în această lume nu poate să producă. E adevărat, trebuie să citim în Duhul Sfânt, spunea și părintele Iulian, dar țineți minte și țineți cont sau să se cont că primele daruri ale Duhului Sfânt sunt înțelepciunea, înțelegerea, adică tot darul care fac referință și la partea noastră a inteligenței. Consider că aceste reflecții care au fost propuse astăzi, în primul rând, nu trebuie să rezolve toate problemele, ci în primul rând, trebuie să solicite inteligența și curiozitatea a fiecăruia în parte dintre noi care dorim să saturăm frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu. Și înainte de a dărâna Cuvântul pentru cei care aveți depus întrebări, vreau să spun că în momentul când se decriptează umanitatea cuvintelor din Scriptură și noi în acel moment putem să sperăm că ajungem la mesajul pe care Dumnezeu a voi să-L transmită prin aceste cuvinte ale oamenilor, dar în spatele cărora, așa cum s-a făcut și în momentul întrupării, se ascunde o umanitate pe care Dumnezeu vrea să o ridice la un alt nivel, pe care omul singur, nivelul pe care omul singur nu poate să-l ajungă. E o frumoasă umanitate care este din spatele Scripturii. Aș zice chiar o fantastică umanitate. Sau omenitate, mai exact, ca să fiu mai precis în termeni. Dacă vrem să ajungem acolo, trebuie să depășim crusta plictisirii, a indiferenței, a distanței lui Paul Claudel sau, pur și simplu, a lipsei de chef. Dacă sunt întrebări adresate celor care au vorbit sau altfel. Asta ca să dau un pas celor mai tineri. Pentru sora Iuliană vreau să fac doar o comentare. Și anume, eu am avut de pregătit coferent la examenul de doctorat și ne-am dat de faptul că se insista mult pe numai pe scepticismul prin coferent și pe realismul, pentru că de altfel era un lucru cu stare pe diferențe. Problema lui era că petrecerea dura puțin și veneau alte din cazuri. Și cartea lui se citea într-o sărbătoare de bucurie a tinerilor. Am pentru părintele lui o întrebare. Terminat are în filozofia lui figura celui alt și mai ales fața. Și când scrie fratrucește, prin fața celuilalt folosește das Antlitz. Nemțește un cuvânt acum învechit, dar care se folosea numai pentru Hristos. Și era recomandarea a citi filozofia lui Levinas, repetând de mai multe ori o pagină, un text, așa cum se citește Scriptura, și o fac referință la Psalm, cu o întrebare directă. Pentru brevialul nostru, ne-ați venit să avem un loc de trei psalmi. Un psalm pe care să-l repetăm eventual de trei ori. Eu nu mai spun să răspund să reformulez tradiția bisericii care a ajuns la această formă de Crăciunii. Răspund la oficiului bisericii trei psalmi. Eu mă gândesc așa că pot să ai un singur psalm și să-l repeți de 50 de ori fără ca să ajungi să prinzi esența lui. Poți citești 50 de psalmi din singur făceau mai profund și mai apropiat de Dumnezeu. Deci eu cred că e importantă calitatea. E importantă este calitatea, așa că nu putem fi care e mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Lucian mi-a dat curaj. Să mai devin.
inițiative, și că în alte țări, care sunt făcute la vederea din Vatican, au ieșit multe studii din acestea biblice de analiză exegetice, apoi în altă fază texte care combină exigența cu o lectură care să fie adaptată și fie mai puțin cunoscător în exegență. Dar, în sunt recent, multe volume de lecție divină, chiar că am luat și eu două colecții, în care este mai întâi aprofundată o lecție, care sunt analizată din punct de vedere exegetic, profund, dar nu suficient ca să înțelegi conținutul textului. Deci, acum, provocarea mea, dacă nu s-a putea face, să ține de omilia de duminică, sau chiar pentru meditație de fiecare zi, un astfel de subsidiu de texte, în care să avem o lecție, un fel de comentarii la textele propuse pentru ziua respectivă. Și atunci, încet, încet, discurs. Probabil că acesta nu trebuie ceva de parte cu o aprofundare. Sunt o fază de studii realitate de la Cuvântul Oficiului Meu Categhez în IECS, această contribuie în direcție cu bine am pregătit pentru toată IECS, da? Deci, cum în materia de spus în viață pentru aprofundare? Nu doar că e la o fază înaintată, ci e la o fază chiar concretă, probabil. Când am ajuns informația că săptămâna trecută ne-am întâlnit de la cele trei oficii de șezare, oficiul pentru cateză, oficiul pentru pastorația biblică și oficiul pentru care se ocupă de persoane de viața consacrată și am pus deja drafturile pentru prima duminică din aprilie și vor fi făcute modele de lecție divină, apropo, pentru duminicile din aprilie și apoi încolo, pe această schemă, și nu doar că vor fi materiale, să spunem, scrise, ci vor fi patru centre în dieceză, unde, pe rând, fie noi trei, fie colaboratorii din zonă, se va pune în practică acel material. Vom urmări, în principal, materialele propuse de Bruno Secondin, de exemplu, dar nu numai, și pot să vă spun că această metodă, sau acest material propus de Bruno Secondin, spre surprinderea mea, a fost propus la nivelul Federației Biblice Catolice cu două săptămâni, când a fost de către, pentru zona Europei de Est, pentru care această schemă pe care țin noi vom adapta pentru noi, tot cât vom putea, se vor că va fi făcută, această schemă va fi aplicată în toate țările care fac parte din ceea ce înseamnă Federația Biblice Catolică, zona Europei de Est. Simplu, ca să înțelegeți, la Cehia încoace, până în Rusie, inclusiv. Sunt vreo 17 țări care fac parte din acest bloc. Ca să dau asta, este concret proiectul și va intra cât de curând în vigoare, să zic așa, va fi disponibil materialul. Sigur, răspunsul este, acest tip de provocări este da, pentru că este util și noi știm prea bine că e necesar. Ne-ar plăcea tare mult ca să se ridice colaborator, pentru că și pentru mine ziua tot 24 de ore are, să știți că n-are mai mult, cum de altfel și pentru ceilalți. Și dacă veniți acasă, la mine vedeți, sunt vreo 4-5 mii de pagini care așteaptă să fie corectate. Sigur că iau ordinea urgențelor, dar e important ca să se creeze un pic această pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pe care, de fapt, încercăm să o și transmitem și cu această ocazie. Dacă mi se întrebă, îți dau completă. Am o întrebare de firul rău. S-ar putea să fie puțin anumită, dar în tendenția dumneavoastră de mai înainte, ați folosit un cuvânt, omenitate. Aș vrea să întreb, plec de la constatarea, sunt doctorat în filologie ispanică și lucrarea mea de doctorat se referă la recepționarea spațiului cultural românesc, la literaturii ascetice și mistice din Renașterea spaniolă, autorii naționali, eu interesă de Jesus, Tesarea, cum este numit aici, Ioana Turcic și Fray Luis de Leon. În Ignațiu de Loyola, în exercițiile spirituale, apare sintagma foarte repetată la toți autorii mistici, umanitatea Cristo. În traducerea românească, aparținând
Cristian Tămaș. Sintagma este tradusă prin natura umană a lui Hristos, în timp ce în traducerea aparținându-lui Marius Daloș, acea sintagmă este tradusă prin omenitate. Și voiam să întreb dacă această sintagmă, acest cuvânt în neologismul acesta, este acceptat în biserică, ca și termen tehnic corect. Eu am precizat treaba aceasta pentru că, în mod normal, când spunem sau când folosim cuvântul umanitate, ne referim la totalitatea oamenilor. De când, ne spunem cuvântul omenitate, ne referim, la faptul de a fi om. Deci, e clar că în funcție de contextul pe care îl ai și în funcție de ideea pe care vrei să o transmiți, trebuie să-ți alegi de e adevărat, că nu vrea să faci face diferență. Dar de acceptat, este sigur acceptat termenul. L-am folosit și noi prin vreo două sau trei minute, dacă țin bine minte, în traducerea noastră, tocmai în această idee de a sublinia că respectiv contextul, respectiva idee se referă la faptul de a fi om, nu la totalitatea oamenilor. Pentru că să nu, cum să spun așa, o astfel de manifestare care de obicei încarcă informații, să nu obliște să producă noi, să spun, să se creeze o seamă prea apăsătoare. De aceea o să-i invit îndată pe acești copilași care fac parte din un grup, să spun, un piculeț mai mare de copii adunați de Ștefan Tamaș, când era la mine, și care a făcut, într-adevăr, cu ei, în așa fel încât să se cânte frumos, să se ajungă de duminică. Practic, s-a ascultat vreo 4 sau 5 cântecele a acestui cor pe care, s-a numit Sigur Puierii, adică asemenea copiilor. Este și un timp pe care l-am făcut, pentru ei, ceea ce eu apreciez foarte tare la ei e că, dincolo de, să zicem, faptul că nu ating neapărat perfecțiunea de execuție, se vede la ei sufletul, ceea ce fac și lucrul acesta contează, mai mult. Ce o să rog să, vin, dacă sunt deja pregătiți, să vedeți și sper să strânească câteva semne, că dacă nu, și de ce nu să încălzească un lucru. O să îi ascultăm acum, să intre mai întâi. Dacă reușim să vă aducem niște zâmbete pe bune și
eventual, puților cărturilor închise, lor, le vom atinge scopul prezenței noastre aici. Sperăm să și reușim. Da, sufletul meu este în mine.
în cartele mamei sale, iar voi dacă nu veți fi asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor.
vostru, când ne dimineață stermele tău pe tot pământul. Slava ta se înalță, parcă sus de ceruri. Din cura copiilor și a fugilor, ți-a pregătit laudă împotriva vrăjmașilor tăi, ca să nimicești pe cele răzvrătiți și pe dușmani. Când privești cerurile, lucrările mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, mă întreb, ce este omul că te gândești la el, sau fiul omului care îl iei în seamă? L-ai făcut puțin mai mic decât pe un cer, l-ai curuna cu cinste și măreție, i-ai dat cu stăpânire lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus la picioarele lui, oile și voi la o lată, precum și fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate căile apelor. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este mele tău pe tot pământul.
doar câteva cântece pe care le-ați auzit. Trebuia să aibă Roxana un CD mână să vi-l arate. Este proaspăt, dar nu știu cauza emoțiilor, probabil că l-au uitat în mașină. Am văzut multe emoții, sigur că pentru ei este prima ieșire în timpul acesta. Vreau să le mulțumesc pentru, și mai ales fetelor din spate, vedeți că sunt piculeți mai adolescente. Ele sunt primele care au învățat la orgă și acum sunt și notiste în treaptele. Sunt cele de acolo care au și cântat la Sfințele Bisericii la 3 ani. Vreau să le mulțumesc pentru că vin și vreau să profit și de ocazie pentru că este transmisă în direct și știu că Ștefan se uită. Sunt sigur că este mândru de ceea ce a auzit în această seară. Salutăm Ștefan și să te bucuri și Domnul împreună cu noi. La tot le mulțumesc și mergem acasă de acum. Să-ți rămasă și mulțumesc pentru.